Bun găsit, dragi prieteni, așa cum v-am zis, adică la o oră nesigură, pentru că nu știm niciodată cum stau lucrurile foarte exact, dar știind că stați acasă, cum stăm și noi, cel puțin deocamdată, m-am gândit că nu o să vă supărați dacă începem puțin mai devreme și din motive obiective, adică ne-am gândit că invitatul are multe alte probleme, invitatul de la distanță. Suntem tot așa cum ne știți, adică cu Iulia la reședința ei de vară, toamnă, iarnă și primăvară și eu pe un foc de paie. Îmi tot dispar diversele elemente din față, dar probabil că n-are nicio importanță. Suntem din nou pe YouTube, așa cum presupun că între timp v-ați obișnuit și în același timp se poate comunica cu mine și pe pagina personală. Îi rog pe cei care au tentația să intre pe pagina psihologului muzical să nu o facă, pentru că acolo nu am cum să intru, adică nu apuc. Asta vreau să vă spun. Am verificat la cască să văd dacă e ceva. Am aici un mesaj de la Iulia, ceea ce înseamnă că am pornit în regulă și că îmi dă o cale către pagina de YouTube, acolo unde o să intru imediat și acolo unde îi salut pe cei care o să apară acolo. E ediția cu numărul 352, nici nu vine să cred că așa de multe, 5 mai, Radu Pleșoianu și eu prezent, bună ziua, primul care ne salută e Radu Pleșoianu și îl salutăm și noi ca atare. Spuneam că astăzi o să încercăm să abordăm și temele medicale, politice, sociale, mai puțin ne vom aplica asupra muzicii, doar dacă va fi cazul sau dacă o să constatăm că vreți cu orice preț, pentru că, iată, s-au adunat mai multe. Noi am ocolit tema pentru că așa ne-am înțeles, să nu vă obosim cu tot ce se dă la televizor, dar în același timp am constatat că sunt unii care au și mărturisit de altfel, că se uită la noi sau ne citesc pe noi pentru că nu mai suportă să se uite la televizor și pentru că acolo e stresant. Când am făcut holbările mele periodice, cineva mi-a zis că, domne, ce bine că nu mă mai uit la televizor, uite, ai făcut un rezumat și nu ne ajunge. Așa că mă bucur că suntem puțin utili sau putem fi utili. Mă bucur că te văd, salut Marinel Ursache, salut și pe el, salut mâna Lavinia care e veselă de data asta, probabil că la Timișoara e vremea mai bună decât la București sau probabil că oricum e mai bună decât ce a fost și încerc să văd de ce nu mi-apare aici un party, un watching party pe pagina mea. Încă nu mi-apare, dar mă rog, mai aștept, poate se va întâmpla în curând. Și vă rog frumos să mă ajutați să am watching party acolo. Avem știri proaspete din lumea social-politică și vedeți că aproape în fiecare zi se mai spune câte ceva, puțină din zona politică, pe urmă începem să primim informații așa cu țârâita, nu știu dacă e bine sau nu, aici trebuie să vă exprimați și voi cum o să funcționăm peste o zi, peste două, peste trei. Suntem bucuroși sau nu suntem bucuroși că o să putem merge. Am văzut că doctorul Rafila a spus la un moment dat că se poate merge și la bazin, adică la not. Și dacă mă gândesc bine, e locul cel mai potrivit. Totul este să se respecte anumite reguli, pentru că până una alta, în bazine alea corecte, se pune clor și apă cu clor. Eu de acolo am rămas așa, fără păr, dar mai devreme, nu acum. Acum sunt de la vârstă, dar atunci trăgeai de păr, atâta clor puneau la bazin, la Floreasca și pe urmă mai târziu la Tineretului, încât când ieșeai din apă, trăgeai puțin și ți ieșea un smoc așa. Noroc că la vremea aia încă ne mai creștea, dar sunt mulți care au chelit pe bază de clor. Așa că acolo este safe. Se poate merge la bazin. Asta am înțeles din ce a spus Cristina Bogdănescu. Bună ziua, dragilor! Sorina, vă consider prietenii mei Andrei Parto și Iulia Radu și vă salut cu drag și noi te considerăm prietena noastră, Sorina, și te salutăm identic. Și încă mai fac o încercare să văd dacă pot să ajung aici, dar nu se întâmplă, deci nu pot să intru de pe tabletă pe pagina. Dar nici nu o să mai intru pentru că îl salut acum pe prietenul nostru, Cristi Diaconescu, care se și vede. Ah, foarte bine. Se și vede. Super. Bun găsit, Cristi. Bine, regăsit. Bine ne-am regăsit. Nu sunt sigur dacă se aude bine sau nu. Tu ne auzi? Eu vă aud perfect.
atunci este bine și dacă cei de acasă ne vor confirma că se aude bine ceea ce ne spui, atunci este cu atât mai bine. Se întâmplă tot felul de lucruri în ultima vreme și sperăm că tu ne vei lămuri. Să încerc, cu drag. Măcar la cele esențiale care țin și de relațiile internaționale ale țării. Astăzi am văzut că domnul președinte a făcut un anunț care pe mine m-a bucurat, probabil că și pe tine, sau presupun, decizia CEDO în privința doamnei Cuveși. Ce părere ai? Da, este extrem de importantă, extrem de interesantă, dar în egală măsură extrem de preocupantă. Pentru că vreau să vă spun că decizii privind libertatea de exprimare, interzicerea accesului la justiție, absența unor proceduri clare și coerente și inițiativele guvernului din acest punct de vedere, se mai întâlnesc în deciziile CEDO privind state totalitare. Opa! Da, deci în state autocratice, mă rog, în state care în acest moment au o istorie destul de nefericită din punctul de vedere al regulilor democratice. Deci așa ceva și cu implicarea activă a Ministrului Justiției, repet, nu m-am uitat, am văzut ca și precedent în motivare, știți, ca și precedent în cazuri care au implicat Federația Rusă, care au implicat Belarus. Deci, din această perspectivă, este preocupantă situația, mai ales că se referă la o inițiativă a unui ministru al justiției, care până, cred, de curând ne reprezenta și în Comisia de la Veneția, adică dădea avize privind constituționalitatea și unor legi adoptate în state membre ale UE. Adică la alții. Da. Și între timp el încălca grosolan măsurile. Grosolan, până la urmă niște reguli simple, încălca până și legislația românească, ca să fim realiști, pentru că dădea o interpretare absolut forțată unor prevederi privind raportul între Ministrul Justiției și parchet, conducerea parchetelor. Aici pot să spun o istorie, Andrei, dacă îmi permiți. Iar te rog, pentru că sunt lucruri pe care le știi mai bine ca oricine. Le-am trăit. Deci, la sfârșitul lui 2004, știți că ne străduiam să închidem capitolul Justiție și Afaceri Interne, capitolul 24. Eram ministrul Justiției atunci și separarea justiției de politic prin gard, dar gard legislativ, nu pe promisiuni, că la promisiuni suntem buni. Era o temă, una din cele mai acute teme în dialogul cu partea europeană. Mai aveam 3 săptămâni până să se organizeze summitul care ne confirma sau nu terminarea dosarelor. Și în acel moment am propus și slavă Domnului, Parlamentul a achesat la varianta ca procurorii șefi, fie DNA, în alta, parchetul de pe în alta curte, mă rog, să fie propuși președintelui spre numire, evaluați și propuși președintelui spre numire de către CSM. Exact pe aceeași procedură, pe aceeași procedură care se aplică și acum judecătorilor în alte curți. Deci m-aș fi mirat. În acel moment, această variantă, vă spun că se poate de cinstit. Am discutat-o și omologat-o inclusiv cu conducerea Curții Europene a Drepturilor Omului. Adică a fost confirmată ca valabilă. Exact. Că au schimbat-o după aia în 2006 și au reintrodus ministru la propunere, e altă discuție. Dar vreau să spun un lucru, care, mă rog, nu prea se știe. M-aș fi mirat ca CEDO să dea o altă hotărâre decât ce mi-a spus mie atunci, în 2004, conducerea acestei instanțe europene. Deci ei au spus și atunci, da, scoateți de la politic, adică de la Ministrul Justiției, numirea procurorilor și revocarea lor implicit. Și am scos. Și Parlamentul a fost de acord cu legea statutului magistraților. Și acum, practic, a fost dedusă judecății o cauză care mergea exact împotriva avizului pe care ei mi l-au dat. Da, în sens de gentleman's agreement, că n-aveau ce alt aviz să dea. Mi l-au dat în acea perioadă. Și din acest punct de vedere vreau să spun că nicăieri nu va rezista în vreo instanță europeană
un tip de încălcare de genul celor făcute până acum, inclusiv legislative, inclusiv ale curții constituționale. Atenție, aici este contrazis o curte constituțională a unui stat UE și NATO. Deci nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Pe tocmai asta vreau să te întreb. În afară de faptul că era pecetluit ceva din 2004, 2005, 2006, totuși au trecut 14 ani, vine acum o curte constituțională care e cotată nu neapărat de noi toți, dar de unii ca fiind sfântul și supremul moment juridic al României. Deci nu poți asta să treci peste ce spune curtea. Asta e mantra, să știi, în toată Europa. Țin minte, Merkel făcea sindrom, cred, de colon iritabil, făcea criză de nervi, în condițiile în care, atunci când a pus în discuție pactul fiscal, mă rog, aceea reducerea deficitului bugetar la 1% și nu la 3%, a pus-o în discuție europeană, n-avea o problemă cu statele care aveau dificultăți să accepte o astfel de propunere. Era nebunită de Curtea Constituțională de la Köln. Deci acolo îi se părea că nu poate controla jocul. Restul statelor, Franța, mă rog, astea care erau mai apropiate de ideea de deficite ceva mai mari, erau reglate. Și pactul fiscal a trecut până la urmă. Dar problema era Curtea ei Constituțională. Deci asta e, acum, cum să vă spun, trebuie și Curtea asta Constituțională să se ridice totuși la un anume nivel de respectabilitate. De voi să te întreb ceva așa mai școlăresc, dar e necesar în contextul ăsta. Mai sunt țări care au Curtea Constituțională creată așa cum o creăm noi în fiecare 5 ani sau cât? Sau 9? Odată la 3 ani se reînnoiesc mandatele, așa. 3 Camera Deputaților, 3 la Senat și 3 din partea președintelui. Mai sunt țări care fac la fel? În formula asta. Da, se mai numesc, bun, Curtea de Justiție a Statelor Unite, acolo este Curtea Supremă, dar, cum să spun, există o anumită cultură, cum există și un anumit tip de responsabilitate a politicienilor. Acum aud cum o desfințăm, cum o modificăm, văd politicieni care ies și se arată foarte viguroși din acest punct de vedere. Sunteți în stare să modificați Constituția? Păi n-au că dacă nu vreau, tocmai, atunci discutăm de pomană, Andrei. Dar nu se poate modifica Constituția niciodată? Ba, se poate, cum să nu? Inclusiv prin avizul Curții Constituționale și care, prin referendum. Să-și dea aviz că ea nu mai are rost. Exact. Sau cel puțin principiul de constituire ar trebui să fie altul. Sau, nu știu, să mutăm responsabilitățile la Înalta Curte de Justiție. Sunt variante pe care le putem avea în vedere. Dar până la urmă voința politică este cea care contează. Deci această Constituție care e mereu pusă la zid la un moment dat, e mereu invocată ca forma unică pe care trebuie să o respectăm. Dacă mi-amintesc, nu știu dacă erai atunci în funcție, când s-a încercat prin nu știu ce comisii care să schimbe Constituția și iar s-a blocat undeva. Da. Îți spun unde s-a blocat. La regionalizare s-a blocat. Adică la principiile privind reîmpărțirea teritorială. Pentru că a fost o forță politică, ai dreptul la două încercări, una o încercare să ghicești care, care a considerat că prevalența etnică trebuie avută în vedere în ceea ce privește reorganizarea țării. Și în acel moment s-a blocat. Deci ei voiau să UDMR-ul cerea să fie să facă regiune etnică. Să facă 4 județe în așa fel încât să iasă spre Ungaria. Problemele, așa zisului ținut, secuiesc, mă rog, ca să spunem așa, sunt și cele, sunt de toate, practic nu există constituționalitate din acest punct de vedere, sunt, din punct de vedere operațional, faptul că zona e anclavată, practic e inclusă în zona românească. Și atunci vreau să fac o anumită regiune care să iasă spre Ungaria prin Oradea. Adică să cuprindă Bihorul și Bihorul și partea aceea de nord. Adică și Maramureșul, probabil. Mureșul, dar să iasă în sus. Și atunci trecem la celălalt subiect, pentru că ăsta, cred că pentru oameni ca tine, care știți ce înseamnă justiție și mai ales Europa, înseamnă mult faptul că Europa a zis ați greșit acolo. I se mai poate întâmpla, se poate face o reparație pentru doamna Căveș și în afară de bucuria că i s-a dat dreptate?
Nu, este o reparație sau, mă rog, un act de prevenție pentru următorii magistrați care vor intra în funcție. Deciziile Curții Constituționale se aplică pentru viitor. Dar și aici este nevoie de o sesizare. Am înțeles, mă rog, l-am auzit parcă și pe domnul președinte spunând că ar trebui să se autosezizeze. Curtea Constituțională nu se autosezizează. Vezi, aici, cum să spun, aici aș vrea ca politicianismul să fie dat deoparte și să privim cu realism. Pentru că altfel o ținem din retorică, lăsăm lucrurile să treacă, vin alte teme, le acoperă și problemele rămân. Exact. Nu, trebuie cineva să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu un conflict pe acest subiect, un subiect de acest gen. Curtea nu își poate introduce în recurs propriile hotărâri. Nu există această procedură. Dar persoana afectată, în afară de faptul că și imaginea țării e afectată după o astfel de decizie, nu beneficiază cu nimic, de nimic. Ea oricum e bine acolo. E confirmată în funcție? Da, înțeleg că nici nu altceva. Ar putea să ceară, mă rog, despăgubiri într-o instanță civilă, dar nu cred că va cere Chioveși așa. Deci e un subiect încheiat, doar că e un bobârnac imens pe obrazul justiției din România. O să ne scandalizăm 48 de ori. Am înțeles. Din păcate. Marina Nusache, întotdeauna când domnul Cristian Diaconescu este invitat, e un regal emisiunea. Mulțumim foarte mult. Mihai Agoșton ne salută, te salută. Lala te salută, ne salută. Cristina Bogdanescu face același lucru și ne spune că se aude foarte bine. Și profităm de tema pe care ai atins-o acum deja, că era subiect la zi și care văd că iar repede e acoperit de coronavirus și de altele. Faza cu ieșirea domnului președinte, reacția violentă a unora din Parlament, că a trecut, vezi, doamne, într-o cameră, camera deputaților, un proiect care a zăcut pe undeva și care spunea ce? Spunea că ar fi bine să mai schimbăm puțin pe aici, pe acolo, pe acolo, prin zona lor. Andrei, și cei care ne privesc. Este o poveste repetată cu atâta insistență. De 25 de ani, cel puțin. Da. Neavând, o spun cu toată onestitate, nicio bază juridică, niciun temei constituțional și niciun argument în practica europeană. Hai să vă dau câteva elemente ca să discutăm concret. Mai țineți minte povestea cu certificatul de maghiar? Da. Prin anii 2002. Bun. Cei care sunt mai tineri, două explicații. Prin 2001-2002 ne trezim cu o solicitare. Noi atunci eram în perioada de pregătire pentru NATO și UE. Și ne trezim cu o solicitare de încheierea unui acord. Solicitarea din partea Budapestei de încheierea unui acord prin care Budapesta avea, mă rog, Ungaria, posibilitatea ca cetățenilor români de etnie maghiară să le confere niște drepturi în Ungaria. Un fel de semi-relație de cetățenie, mă rog. Dublă cetățenie. Da, oarecum pe acolo, mă rog. Inclusiv scutiri de plăți pentru diverse, transportul în comun, mă rog, un anume tip de gest. N-avea la fel niciun temei, nu avea absolut nicio bază. Urmau să se constituie niște birouri speciale care nu erau diplomatice, pentru că nu intra în sfera aia, în sfârșit. Până la urmă, îl țin minte și acum, eu eram partea română, de partea ungară era Nemet Jolt. Mă rog, ăsta e un personaj care din 90 are tot felul de partizanate interesante în legătură cu România și uneori împotriva României. A fost președinte de comisie parlamentară. Este un apropiat al lui Orban din ani de zile. Și el era președinte comisiei părții ungare în această negociere de acord și față de ce spuneam noi, îl aveam pe Bogdan Aurescu atunci, era adjunctul meu, și față de ce spuneam noi, ei spuneau nimic, România nu e modernă, România nu înțelege, România e nu discutam pe fond, era o chestiune de impresie. Și atunci, singura variantă la dispoziție a fost, hai să mergem la Comisia de la Veneția, vestita Comisia de la Veneția, Comisia de Democrație prin Drept. O să țin minte și acum, o să scriu la un moment dat, replica lui Nemet Jolt, băi Cristi, tu ești normal la cap să vrei așa ceva? Zic, da, Jolt, care e problema? Vă batem la Comisia de la Veneția cu o mână legată la spate.
Așa este discurs diplomatic? Între prieteni. Da, de negociere. Stai că era mai mult decât diplomație. Eram negociatori, nu numele de stat. Bun. Mergem la Comisia de la Veneția, facem noi materialul, mă rog, să facem un material bun și câștigăm, dragă Andrei și cei care ne privesc, la Comisia de la Veneția. Și în acel moment, partea ungară a fost fair, că a spus, bun, ne-am luat acest reper, îl respectăm, asta e. Și am încheiat un fel de acord de care n-a mai auzit nimeni. Această poveste cu autonomia apare ca element, este practic în programul DMR din 1993. Și el reactivează funcție de anumite oportunități politice interne și, mă rog, într-o fel sau altul de semnale primite din exterior. Dar să știi că mai mult pe oportunități interne. În diverse variante, unele demonstrative, simbolice, multe retorice în ideea de a provocare acții și în Parlament. Cred că au căzut acum, până acum vreo 3 sau 4 variante care ar fi dus la autonomia pe criteriu etnic în Parlament. Au mai încercat o inițiativă cetățenească ce încerca într-un fel colateral să intre totuși pe același subiect. Mai ales încercând să aducă problema, incipient însă, nu atât de direct, să aducă problema în dreptul european. Adică să o considere o chestiune la care Uniunea Europeană se poate amesteca, se poate intra, un fel de copartajare, cum e justiția, de exemplu, în dreptul european. Comisia l-a respins. Au mers la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acolo suntem de o parte noi și slovacii și de partea cealaltă Ungaria, acolo a fost o respingere procedurală în legătură cu elemente de motivare, o acceptare procedurală, mă scuzați, dar o respingere pe fond. Deci, subiectul este atât de uzat între cei siguri care au cât de cât experiență, încât reluarea lui nu reprezintă decât un anume tip de semnal în legătură cu anumite vulnerabilități sau oportunități pe care UDMR-ul le identifică la un moment dat, mai ales la PSD. Pentru că în jurul PSD-ului s-a tot rotit acest subiect. Argumente, repet, încalcă orice normă constituțională, orice normă de reglementare de bun simț. Repet, în România sunt vreo 20 de minorități. Nu poți, n-ai cum să acorzi un astfel de statut. Doresc să fie un fel de stat în stat, ca lucrurile să fie clare. Și țin minte, mă rog, domnul Kelemen Hunor la un moment dat spunea, de fapt, prin toate aceste propuneri nu vrem decât să aducem Tirolul de Sud și Catalunia în Ardeal. Acum au mai lăsat-o mai ușor cu Catalunia, că, mă rog, s-a cam văzut și s-a cam înțeles. Da. Regat de Tirolul de Sud, că tot revine, văd la televizor pe diversi, mă rog, și nici nu primesc o replică adecvată, nu una pătimașă și nevrotică din partea altor politicieni, una aplicată. Vreau să vă spun un lucru. Tirolul de Sud, știți că Italia nu recunoaște minoritatea etnică, ci numai minoritatea lingvistică. Tirolul de Sud, rezultat, mă rog, o configurație a minorității lingvistice predominant germane, după momente istorice total diferite de ce s-a întâmplat la noi, beneficiază de un anume statut special, repet, pornind de la ideea minorității lingvistice. Și mai e ceva. Tirolul face parte dintr-o regiune mai mare, iar această regiune mai mare, alături de alte 4, sunt trecute în Constituție. Deci ei au în Constituție baza legală de la care să discute, să negocieze, să aplice tot felul de măsuri, unele dintre ele speciale. La noi nu există premisa fundamentală. Nu există în Constituție așa ceva. Suntem stat unitar. Punct. Când o reușiu de mereu să modifice Constituția, atunci poate putem intra în discuții. Pentru că am auzit acest argument. Dom'le, de ce nu dezbatem? Păi e o non-problemă. N-am cum să dezbat ceva ce a fost respins de toți, intern și internațional, și care nu are bază legală și constituțională. De ce aș dezbate? Adică unde ar fi problema? Mai e ceva. Locurile de muncă în Tirolul de Sud, când se are vederul criteriu etnic-lingvistic, se distribuie proporțional.
conform numărului comunitar. În al doilea rând, dacă apare o decizie pe care majoritatea vrea să o impună, majoritatea vorbitoare de limba germană, pe care vrea să o impună, nu poate să facă acest lucru decât dacă trece prin Curtea Constituțională de la Roma. Deci e cu totul o altă situație. Într-adevăr, sunt niște drepturi anume, oarecum preferențiale. Dar e cu totul și cu totul altceva. Da, și cei din România au niște drepturi preferențiale. Din câte știu. Au plăcuțele bilingve sunt vechi, nu știu de ce revine mereu. Am văzut că din nou s-a vorbit despre limba obligatoriu la 20%. Da, e diferența. Cum poți să ceri unui majoritar să învețe limba maghiară? Mai mult decât atât. Până acum, ideea era că în administrație, pe legislația din 2001, dacă nu mă înșel, 2002, în administrație poate folosi și limba minoritară și poate primi răspuns în limba respectivă sau în limba română. Exact. Poate. Da. Acum, practic, limba devenea oficială. Limba minoritară devenea oficială. Și obligatorie de pentru toată lumea. De ce nu toate limbile să devină oficiale? Să fie poliția capabilă să răspundă în 20 de limbi minoritare când îți cere cartul de identitate. Exact. Deci, haide, sunt niște lucruri care, cum să spun, depășesc anumite probleme. Deci, pe ei însă îi interesează să genereze acest tip de spin. Ce obțin? Să știi, ca o calitate, ca partid politic, vreau să, ca formațiune, ca uniune, ce Dumnezeu. Partid, când bat palma cu un partid pentru o coaliție, sunt loiali. Deci îți dai seama cât de jos este nivelul de loialitate al celorlalte partide, dacă și cu prețul acestor probleme pe care le creează UDMR-ul, totuși, pentru că sunt loiali și se țin de înțelege, acceptă să participe cu ei la dezbateri și la formarea unor scheme politice. Păi da, pentru că sunt loiali. Înțeleg că fii loial când primești ceva. Dar din ce îmi spui și din ce văd, practic, da, esența nu o primesc. Primesc așa, niște cimidituri. Nu. Chestiuni locale, chestiuni comunitare, mă rog, și din când în când apar cu câte o temă care, Universitatea din Târgu Mureș, de exemplu, ții minte, apar cu câte o temă cu care reușesc într-o formă sau alta să se poziționeze chiar împotriva structurii sau, mă rog, coaliții politice din care fac parte. Pentru că în momentul ăla apare fenomenul de respingere aproape fără niciun fel de excepție, cum s-a întâmplat și acum. Au omorât legea în Senat, în 24 de ore. Deci îți dai seama ce potențial de nervozitate l-au intuit inclusiv cei de la PSD, că valore majoritate. Păi tocmai, pentru că a trecut prin comisii, și în comisii tot majoritari sunt tot PSD-i, reacția pe care mulți au considerat-o excesivă, alții au zis că, domne, că ne-a surprins, a domnului președinte. Cum îți explici că doar tocmai că ne-ai spus că e o poveste veche, deci n-aveai de ce să te iriți decât dacă era ceva în plus peste ceea ce știa și domnia sa de 25 de ani. Din experiență profesională pot să vă spun un lucru. Președintele este cel mai informat cetățean din România, când este vorba de, mai ales când este vorba de elemente de securitate și siguranță națională. Deci nu e un clișeu, e pe bune. Nu, e pe bun. Așa, bun. Și atunci... Și prezidențiale, deci pot să, mă rog, puteți dacă doriți să mă credeți pe cuvânt fără să intru în detalii. Nu te credem, dar vreau să înțeleg. Deci din punctul ăsta de vedere și ca personalitate președintele Iohannis nu pare un tip care ar specula anumite chestiuni de acest gen, mă rog, nu pare, deci probabil că este ceva serios în spate. Pot să spun că, mă rog, în perioadele anterioare au mai apărut stări de tensiune. Unele cunoscute public sau unele necunoscute în societate sau nu la ponderea în care s-au întâmplat. Dialogul neoficial a fost foarte eficient însă atunci. Dar nu s-a abandonat ideea de a băga bățul prin gard. Deci de a zgândări partea română ca ei să aibă o reacție, ca pe urmă această reacție să fie maximizată. Până la urmă, președintele a făcut niște afirmații, mă rog,
nu știm că sunt neapărat acoperite de realitate, dar nu putem discuta de reacțiile președintelui fără să discutăm de fondul cauzei. Evident, evident. Pentru că fondul problemei, ce ne arată? Că un parlament din NATO și UE a aprobat, că tacit, că era parlamentar bolnav, sau, astea sunt detalii. Un stat NATO și UE a aprobat autonomia pe criterii etnice în Parlament, chiar și pentru o perioadă temporară. Un mic pas, nu? Am câștigat ceva. E un precedent. Ne putem folosi într-o perioadă ulterioară de acest precedent. Măcar propagandistic, nu-i așa? Păi este asta o chestiune, se și întâmplă până la urmă. Exact. Este o chestiune de vulnerabilitate a unui stat NATO și UE. Păi nu trebuie maximizată, nu trebuie împinsă până la ultima limită. Deci, din punctul ăsta de vedere, spun, văd foarte multă inconștiență, multă irresponsabilitate. Și, mă rog, sigur, în diverse dozaje, acum, nu, să fiu corect, dar oameni care nu înțeleg foarte bine, care sunt, de fapt, resorturile la astfel de chestiuni, ne lasă de lucrare. Uitați, vă rog, povestea de genul, n-au fost atenți, n-au știut, nu, uitați. Aia nu crede nimeni. Lucid, exact. N-ai cum să crezi așa ceva, o aberație ca asta, că n-au fost pe fază. Când, și de ce? Pentru că atunci când la televiziune se prezintă, domnule, a trecut tacit, lumea înțelege că, de fapt, a trecut fără să fie citit și fără să fie cunoscut conținutul. Adică a zăcut și a făcut termenul și gata, trecem la camera următoare. Asta înțelege lumea. Se fac în birourile permanente și în comitetul liderilor de grupuri, se fac informări periodice. Deci au discutat în amănunt. Cu ce stă în așteptare? Informări periodice. Patricia din Senatului, vorbesc. Deci acolo s-a discutat în amănunt. Nu poate veni nimeni cu povestea asta că n-am știut. Categoric. Dom'le, avem asta pe ordinea de zi? Ce facem? Da. Îți citesc două mesaje și pe urmă revenim la subiect. Patricia îmi zice, mi s-a părut grav să-l aud pe președinte întrebând retoric sau nu, ce anume le-o fi promis Victor Orban pesediștilor ca să treacă tacit legea aceea cu autonomia. Să înțeleg că știe ceva sigur. E tânăra de 19 ani care pune o astfel de întrebare. Așa s-a pronunțat domnul președinte. Da, e corect ce spune domnișoara. E foarte greu să dau un răspuns tranșant, dar n-aș merge pe ideea că președintele nu e informat și că blufează. Nici nu e tipul de personalitate publică. Tocmai. E alt gen, e chiar reticent de multe ori. Așa mi se pare mie, mă rog, dintr-o privire superficială. Și repet, sunt mai multe instituții care, și din punct de vedere constituțional, fac parte și din Consiliul Suprem de Apărare a Țării, sunt obligate să-i transmită președintelui date, elemente concrete pe orice fel de problemă care apare în legătură cu securitatea națională, cu siguranța, indiferent de unde vine ea. Și președintele decide. Adică ei nu sunt... Credeți-mă, sunt lucruri atât de serioase, mai ales când vin și din mai multe direcții. Sunt atât de serioase, niciunul dintre aceste instituții nu își permite să... ce? Să politizeze sau ce să fac? Adică sunt, în sfârșit, tot felul de chestiuni. Președintele decide cum și în ce fel le folosește. În orice caz, ce am văzut e că după declarația atât de criticată a președintelui, în două ore au rezolvat problema. Adică? Oare de ce? Păi în două ore au trecut-o prin Senat și au respins. Păi asta era efectul dorit, presupun. E, iată. Deci probabil că... ori știi și ceva. Evident, evident. Adrian Guțu din Timișoara zice, e corect să fie apreciată intervenția lui Iohannis, puțin elegantă, este clar, asta e clar, stai să văd aici mai departe, ca o ce? Ca o agresiune împotriva statului maghiar. Radio France International cita azi un articol din Der Spiegel în direcția asta. Am văzut și eu o porțiune, dar tu cu siguranță știi mai bine. Deci, aceste teme, aceste tensiuni, în primul rând, vreau să vă spun un lucru. Nu sunt împărtășite, răspândite de partea ungară în lume. Deci sunt numai între noi aici.
ceilalți parteneri ai noștri, europeni sau chiar euroatlantici, știu că sunt niște probleme mai mult de digestie internă între România și Ungaria, în România și în Ungaria. Deci, să fie clar, nu au ponderea și nu au, cum să spun, reverberația, magnitudinea pe care, mă rog, o cred unii la București, în afară. Știu că sunt niște chestiuni acolo între ei și nimeni nu stă să se preocupe cât e factor politic, cât este, mă rog, ce ar fi sau ce n-ar fi realitate. În legătură cu externalizarea acestui, acestor idei, acestor atitudini până la urmă, Budapesta s-a străduit ani de zile. Astăzi însă se află într-o situație foarte complicată. Deci nu a avut credit în urmă cu 15, 10 ani, 5 ani. Acum nivelul lor de credibilitate externă este foarte jos. De ce? Pentru că în mentalul, în evaluările, în analiza multor cancelarii, statul Ungar este capturat. Ultimile decizii prin care și-a luat Victor Orban puteri de plin aproape, deci el conduce prin decret, dacă faci, ai o altă retorică decât cea legată de coronavirus, ești pasibil de închisoare până la 5 ani. Dacă vorbești despre altceva... Da. Serios? Da. Da, e prin lege, prin act normativ. Iar aceste acte normative care dau puterile domnului Orban, și aici e culmea, se aplică pe o perioadă nedeterminată, fiind la dispoziția domnului Orban când se încetează aplicarea lor. Este ceva ce Europa nu înțelege sub nicio formă. În egală măsură, Partidul Fidesz de guvernământ este la limită să fie scos din grupul popularilor europeni. Sunt 13 partide din 9 state care au cerut excluderea Fidesz din PPE. Evident că și aici apar chestiuni de cinism și oportunism politic, pentru că în PPE se gândesc că dacă exclud pierd niște voturi și le câștigă un grup eurosceptic din Parlamentul European, mă rog. Asta se întâmplă. Conservatorilor și reformiștilor. Și, mă rog, de aici discuția. Aici, iarăși o paranteză, Fidesz, în grupul PPE, centru liberal din Parlamentul European, votează cu o cumințenie și cu o liniște fără niciun fel de probleme. N-au ridicat, de exemplu, acest subiect niciodată. Niciodată. Așa că, mă rog, aici cum mai apar prin presă niște lucruri și în presa internațională, nu intru eu în detalii, dar în sfârșit. De apărut apar, asta știi foarte bine, că exact. Sunt unii care au și specializarea asta. Exact. Nu trebuie a ne face cine știe griji, cum în egală măsură, dacă nu este cazul, nu trebuie să ai o reacție disproporționată. Pentru că, vedeți, dialogul, mă rog, când se poartă, are în vedere și acel coeficient de imagologie. Și atunci, mă rog, se relevă multe lucruri. Comparativ, mai puțin în zona economică, unde Budapesta ne depășește serios, Ungaria ne depășește serios. În rest, nici comparația din punctul de vedere al forței regionale nu se face. Adică Budapesta e la jumătatea forței României și a forței strategice a României. Și ca mărime, și ca populație. Exact. Depinde însă cum o joci în România. Pentru că cineva provoacă, aici apare o reacție, se inflamează subiectul, după care este lăsat în nelucrare, iar este reluat în alte momente. Dar în contextul ăsta, tocmai asta e, pentru că ai spus că e lăsat așa ca un meci de tenis, de ping-pong între noi și ei și că nu se bagă alți jucători, se tot invocă și am văzut că ai și participat la o discuție din asta tot pe Skype, dacă nu mă înșel, la Oreste, și unde s-a atins subiectul Trianon, pentru că se fac 100 de ani și că ar fi niște motivații și de acest gen. Nici asta nu preocupă Europa? Dacă ei vor să reconsidere tot ce era acolo? Europa i-a plasat într-o cutie a statelor nefrecventabile. Ungaria și-a păstrat un anume tip de lobby destul de interesant în Europa. Europenii, mulți dintre ei, mă rog, judecați dumneavoastră cât este de realist sau nu, îi consideră până la urmă foarte
fixați pe anumite subiecte, ușor obsesive, mai ales cele legate de, de Trianon, dar în egală măsură spun momentul în care i-am contrazice, am intra oarecum forțat, au fost multe atitudini foarte drastice ale, ale Europei, să nu uităm că Ungaria are suspendat dreptul de vot, articolul 7. În acel moment, practic, n-am face decât să-l potențăm pe Victor Orban. Pentru că Victor Orban este un personaj politic ales. Da. Este, beneficiază de sprijinul cetățenilor și atunci o conflictualitate între mari puteri și Ungaria n-ar face decât să-i ridice. Se ridice lui. Dar el da, vrea oricum el vrea o Ungarie mare, din câte văd eu, cu mișcările și cu Croația și cu Slovacia și cu tot ce unde sunt maghiari, el ar vrea la un loc. Astăzi ei sunt concentrați pe a deveni, vă rog să nu vă amuzați, puterea regională. Deci da, ceea ce fac, spuneai, Croația, Slovacia, Slovenia, coridoare în energie, bun, încercând să speculeze și Moldova. Partea asta cu Moldova urma să te întreb ce le-a venit lor să sară peste noi și să se împrietenească excesiv și cu Tiraspol, nu numai cu Moldova, mai ales cu Tiraspol. Tiraspolul, cum se numește, este o zonă separatistă. Exact. Deci, practic, acolo se joacă într-un anume fel. Dar, vă spun, potențialul lor, în afară de unul declarativ, așa, retoric, este minim. Au avut la un moment dat o orientare spre Balcanii de Vest, încercând tot așa să joace regional, să joace ca și o mare putere. Ei, în Balcanii de Vest au apărut Federația Rusă și China și din acel moment le-a rezolvat problema și s-au mutat spre Republica Moldova, încercând acolo să poziționeze oarecum într-o politică ambiguă. Cum spunea domnul Orban public, de altfel, la un moment dat, mă interesează banii de la ruși și locurile de la muncă de la nemți. E, bun, de zis e ușor de zis, dar la un moment dat s-ar putea și unii și alții să se cam enerveze. Mă rog, Federația Rusă a încercat un anume tip de gestică față de semnalele pozitive lansate de Budapesta. Bine, la un moment dat, nu știu, era o activitate sportivă, campionat ceva de hockey în Ungaria și neanunțat a aterizat avionul cu Vladimir Putin la bord pentru că vrea să vadă niște meciuri de hockey. Nici nu s-a anunțat, nici n-a notificat. Bun, dacă așa ceva... Asta e prietenie mare, dacă poți să faci asta. Da, a investit niște bani în centrala nucleară de la Peci. Pe de altă parte, probabil că s-a așteptat partea rusă, cum e normal, ca și Ungaria și Budapesta să fie ceva mai activi de un anume fel înăuntru NATO și UE. Nu au fost. Și partea rusă e destul de nemulțumită din acest punct de vedere. Deci... Vezi, astea sunt nuanțe pe care tu le știi și e bine că ni le semnalezi. Te întreabă un prieten de-al nostru din Los Angeles. Până la urmă, UDMR, de ce este în Parlament? Este partid adevărat sau e uniune? De ce trebuie să avem un astfel de partid în Parlamentul nostru? De ce nu avem și partidul etnicilor germani, că-s puțin, și partidul a românilor, și ăla și mai puțin? De ce nu sunt și unul cu moți? De ce? Adică de ce ungurii sunt mai cu moți. În Parlamentul Ungar, de exemplu. Dar, sunt anumite gesturi făcute la un moment dat. Cei care le-au decis pot spune că așa era momentul și că, mă rog, România se afla într-o anume fază. Bun, e greu să judeci. Și sunt anumite decizii care, din multe puncte de vedere, sunt irreversibile. Adică ai luat o decizie... Totuși avem 18 minorități, 18, nu? Minorități, și da, care au cât un reprezentant. Exact. Și atunci de ce UDMR-ul are... 30 sau câți are? Da, a intrat într-o anumită logică, nu a intrat pe lista preferențială a minorităților, a intrat ca și partid politic, fără a fi partid politic, nu a contestat nimeni această situație. Pe asta urma să te întreb, cum de n-a contestat nimeni? Iată. Dacă mi-amintesc bine, nici măcar Vadim n-a fost suficient de perseverent la vremea aia. Că el a spus atunci. Pentru că lucrurile astea trebuie abordate mult mai
tehnic, mult mai profesionist și nu neapărat cu patim și cu... Nu populist, da. Exact, pentru că îndepărtează susținerea. Românii nu sunt amatori de radicalisme, xenofobie, antisemitism. În România așa ceva nu există. Suntem, cred, printre rarissimile zone politice și societare, până la urmă, din Europa, în care, slavă Domnului, nu am avut astfel de pusee, ne-am lăudat peste tot, le mulțumesc, cum să spun, aproape cu milință românilor, pentru faptul că atunci când intram și noi în parcursul de integrare NATO și Uniunea Europeană, când chiar am vrut să intrăm, mai târziu decât mulți, inclusiv Ungaria, cel puțin pe acest argument, cum să spun, vorba lui Jolt, îi băteam cu mâna întoarsă la spate. Poporul nostru e un popor deștept, clar, și tolerant. Fără... Și tolerant, exact. Da, da, da. Și nu oamenii știu dacă întotdeauna e bine. Da, acolo mă așa. Da, e adevărat. Da. Într-o anume mod ne-a folosit asta. Stai da, că îmi spune Iulia să dau refresh aici, că sunt oameni care scriu, s-au trezit acum și scriu la mine, iar eu încă nu le văd mesajele și imediat o să citesc ce ne scrie de la Londra. Domnule Diaconescu, vreau să vă întreb cum priviți dumneavoastră în contextul actual forma de guvernământ a unei țări. Vă spun opinia mea, poate greșesc, am peste 20 de ani, lucrez în Gibraltar, deci e tânăr, într-o multinațională. Am un salariu bun, nici nu mă omor cu munca, nu pot să mă plâng, dar vă spun sincer că eu nu mă simt reprezentat de clasa politică nici din România, nici de la Bruxelles, nici din UK, unde locuiește de altfel. Mi se pare că politicianul de azi este absolut paralel cu nevoile mele, cu viața mea. N-au nicio legătură, habar n-au să se adreseze generației mele. Mie mi se pare că această formă de guvernământ este profund depășită, n-avem nimic în comun. Credeți că este nevoie de o mare schimbare din acest punct de vedere? Uite ce frumos caz. Să știe cel care a avut amabilitatea să dialogueze cu noi că acest cuvânt schimbare apare peste tot. Și mereu. În Europa. Și mereu. Când vorbim și schimbare. Toată lumea categoric vrea schimbare. Care? În ce constă? Aici, exact, aici ce pot să spun, vorba lui Churchill, săracul, democrația e cel mai prost sistem din lume, dar nu avem altceva mai bun. Schimbare. Au vrut mulți, mai ales după problemele pe care, într-adevăr, le-a arătat Uniunea Europeană în a gestiona marile crize, înainte de pandemie. Criza din 2008, datoriile suverane, criza migrației, criza terorismului 2005, 2006, 2015, 2016, 2017, au vrut schimbare. Și atunci s-au uitat spre partide extremiste, anti-europene în acel moment, cu personaje, unii chiar personaje în conducere, purtătorii de mesaj, unii chiar fiind standing comedian. Sau niște foarte radicali. Da, erau unii care erau cu stand-up. După care unii dintre ei au scăpat la putere. Și când au văzut cum se poartă când sunt la putere, oamenii au zis, dar nu vrem nici așa. Noi vrem schimbare, dar fără să omorâm proiectul european. Atenție! Deci vrem un fel de naționalizare a politicilor noastre, dar să rămânem în coeziunea europeană, pentru că altfel unde ne duce? Și este egal valabil și pentru noi în România. Partidele astea și-au schimbat mesajul, au dat anti-europenismul deoparte și au devenit, tipul Orban, tradiționaliști. Identifică ei valorile pe care noi nu le înțelegem și au oferit societății un anume tip de proiect ambivalent între un europenism relaxat și un naționalism ceva mai categoric. Bun, oamenii n-au fost mulțumiți nici cu această variantă, motiv pentru care au votat, cel puțin în centru și vestul Europei, partide sau, mă rog, politicieni pentru Parlamentul European în trecut, politicieni care se ocupă de încălzirea climatică. Și au apărut foarte mulți purtători de mesaj, vectori, atitudini care sunt legați de, logica privind protecția climei, o chestiune cât se poate de în regulă. Mă rog, în centru și estul Uniunii Europene n-a prea prins tipul ăsta de mesaj. Tot pentru că își doresc o schimbare. Acum a venit pandemia de coronavirus care sigur va genera o schimbare.
De ce va genera o schimbare? Pentru că, cum spune lumea, nimic nu va fi după criză fel. Așa cum a fost înainte. Nimeni nu va fi la fel. Bun, să vedem, rămâne de văzut. Dar, spre stupefacția multora, au redevenit interesanți pentru europeni, că nu mai de ei vorbesc, pentru europenii, pentru occidentalii noștri, să zicem, au redevenit interesanți oamenii cu expertiză, oamenii care știu să aplice reguli, oameni care au soluții, care au strategii și iarăși a căzut zona populistă. Rău de tot a căzut. Ba mai mult, iată că noi atât de dedicați regulilor fundamentale ale libertății, statului de drept, etc., am acceptat limitări pe care probabil că nu le-am imaginat vreodată în ceea ce privește drepturile noastre fundamentale. De ce? Pentru a confrunta o astfel de criză. Ce consecințe va avea o astfel de chestiune peste ani sau peste câteva luni, rămâne de văzut. Uite, hai să vă dau un exemplu. Discutam cu cineva din, mă rog, din Statele Unite. Există o foarte mare preocupare astăzi și în centrul Europei, dar și în America, în legătură cu acceptanța pe care societățile, de frica acestei pandemii, o dau instituțiilor de forță. Și el spunea, și aveam, că am fost total de acord cu el, spunea așa, omul a fost demnitar la un moment dat în America, el spunea așa, cum bine știi, Cristi, la instituțiile de forță, tot respectul pentru tot ceea ce fac, problema este că în momentul în care le dai liber, abuzează. O fac aproape fără să vrea. Da, instinct. Și, da. Exact. Este inerția instituțională. Corect. Ei, aici va fi o problemă. Pentru că, de exemplu, Coreea de Sud, Italia, mă rog, Hong Kong, China, nu mai vorbesc, au introdus proceduri de urmărire a cetățeanului după telefonul mobil, după iPhone, după cartea de credit, cetățean care, mă rog, era într-o formă sau alta suspectat că ar fi avut COVID. Și au fost utile. CCTV-urile, camerele publice. Mai mult, în Israel s-a spus public. S-au aplicat reguli și proceduri antiteroriste pentru a limita răspândirea pandemiei. Bun. Cât au fost de eficiente, rămâne de văzut. Acum se presupune că aceste instituții, în momentul în care va înceta criza, își vor retrage procedurile. Mai mult decât atât. Nu sunt foarte sigur. Exact. Vor arunca în aer baza de date. Că și-au creat o bază de date, nu? O vor folosi. Deci de asta spun. E foarte complicat de răspuns la cine ne conduce sau cine ne va conduce. În orice caz, cuvântul schimbare, domnul să fie sigur, este în mintea tuturor. Cuvântul schimbare, de exemplu, a adus Partidul Socialist Francez, care a dat președinți, unul și unul, de la Mitterrand până la Hollande. L-a adus în alegerile pentru Parlamentul European la scor cu o cifră. Schimbare. Nu mai crezut nimeni. CDU și SPD, partidele de guvernământ de zeci de ani în Germania, au niște scoruri, nu mai fac față, pierd lan după lan în fața Alternative pentru Germania. Da. Tiberiu Popescu scrie, domnule Diaconescu, nu există reacții rasiste, xenofobe la vedere, că altfel, mie mi se pare că românul e mai pervers din punctul ăsta de vedere. Românul gândește urât și uneori și acționează în consecință. Să nu uităm, cazul celor din Sri Lanka, aici are dreptate, e surprinzător, bun exemplu. Și Vladimir Tismâneanu tocmai a fost acuzat că am forțat, din punctul meu de vedere, de rasism zilele trecute, chiar și Traian Băsescu a fost acuzat din nou. Apropo, CNCD are vreo utilitate reală sau e doar așa un fel de CNA? Eu aș îndrăzni să spun că e mai curând un bau-bau. La felul în care activează. Ca și CNA-ul, instituția în sine are o utilitate. Ar avea, da. Cu cine o populăm? Asta, ar avea. Ar avea, cum să nu, în mod evident. Funcționează în multe state civilizate. Sunt instituții de control care asigură echilibrele în societate, tocmai în legătură cu anumite pusee la un moment dat și anumite excepții cu încălcarea libertății celuilalt.
Dar, repet, depinde de obiectivitate, de profesionalism, calitatea umană până la urmă, să știți că este... Dar e interesant ce spune un om foarte tânăr, care stă printre colegi de-ai lui, printre oameni, se uită la televizor, ne urmărește pe noi și ei constată că această... și eu îndrăznesc să spun, am 71, așa că am experiență să zic. Dom'le, eu nu m-am, mulțumesc, nu m-am lovit direct de reacții xenofobe și rasiste, dar le-am simțit. Eu fiind un minoritar. Și băiatul ăsta spune exact același lucru. Dom'le, a fost surprinzător ca într-o colectivitate minoritară să fie respinși alți minoritari, cei din Sri Lanka erau săraci, doi oameni care au venit și ei să frământe la pâine, să facă pâine pentru ei. Și ce reacție teribilă a fost acolo. Deci, zace undeva, un sâmbure. Să știți că, mă rog, în toate comunitățile se întâmplă așa ceva, chiar cele de la care nu te aștepta, pornind, de, să spunem, de la un nivel de cultură, de la un nivel de civilizație. Corect, nu corect. Vreau să reiau aici ce li s-a întâmplat de-a lungul anilor multor români și ce fenomene generalizatoare au apărut de la incidente punctuale. Adică, da, este un anume tip de potențial. Ceea ce vreau să spun este că pentru mesajele astea sunt, sau mă rog, accidente de acest gen sunt punctuale în România. În alte părți sunt organizate. Adică sunt chiar construite și sunt partide politice care incită la așa ceva. Aia e slavă foarte Domnului. Grav. Aia, da. Apropo de incitare, te întreabă Patricia, bine, bine, dar atunci e grav, foarte grav. Cum își poate permite, apropo de ce ai spus puțin mai devreme, un politician, ministru al unei țări, să se amestece în politica internă a unei alte țări? Cum s-a întâmplat cu ministrul de externe, dacă nu mă înșel, din Ungaria, cum s-a luat de ambasadorul României și în ce limbaj, aia ți se pare un lucru firesc sau a primit o replică tăioasă? Nu știu dacă a primit, dar în orice caz, cum se spune, o astfel de atitudine trebuie ponderată. Adică trebuie să primească, sigur, gândit, nu provocatoriu și nu de o manieră care să inflameze subiectul în loc să-l aplaneze. No, diplomatic. Diplomatic, da, a primit. Dar, repet, sper că da. Nu știu. Bun. Sper Sonia din Germania ne salută. Rosemary Semergiu, vă salut cu drag. Sunt încântată că l-ați invitat pe domnul Diaconescu. Am o mare admirație pentru dumnealui. Nu sunteți singura. Sorina, ce părere aveți despre globalizare în contextul actual al pandemiei? Va fi o problemă. Va fi o problemă, nu? Va fi o problemă pentru că noi Occidentul, noi ăștia din vest, încerc și eu să... am lăsat lucrurile să meargă într-o direcție care, până la urmă, iată că își arată consecințele. La ce mă refer? În ceea ce privește China. China, de exemplu, este prima țară din această lume în ceea ce privește producția manufacturieră. Deci 28% din ce este producție manufacturieră se face în China. Inclusiv materiale sanitare. Păi vedem în toată casa. Unde mă duc, numai în chineză vorbesc. Exact. Nu e așa că mari companii s-au focalizat pe tehnologii avansate, pe chestiuni elaborate, și-au plătit salarii și prime exorbitante, mutând în sistem de lon, mutând producția manufacturieră în țări în care săracul om era plătit pe lună cât era plătit un muncitor occidental pe oră, în care nu există sindicate, în care decizia politică influențează și constrânge decizia economică, în care nu există competiție și din care venea marfă ieftină, deja produsă pentru diverse elemente și diverse subansamble, care, sigur, se asamblau și dădeau produsul finit într-o altă țară. Ei, acum trebuie să le aducem pe toate aici. Dacă, într-adevăr, situația va fi cum va fi legat de globalizare. 2.
Atunci când a vrut, America a folosit multilateralismul împreună cu lumea occidentală europeană. Mie îmi povestea Gordon Brown, un om pe care îl respect enorm și am avut marea șansă să-l cunosc, fost prim-ministru al Marii Britanii, cum Statele Unite împreună cu Marea Britanie au reușit să polarizeze grupul G20, mă rog, principale state industrializate, inclusiv China, pentru a depăși criza din 2008. Cum au reușit împreună cu China să treacă peste problemele în ceea ce privește acordul pe climă din 2015, privind acordul nuclear cu Iranul din 2016. Deci, Statele Unite nu poate conduce lumea globală fără partener occidental. Nu poate de una singură. Dar nici partener occidental nu poate avea un proiect consolidat în ceea ce privește lumea globală fără Statele Unite. În acest moment sunt probleme. Dar eu cred că nimic nu e mai scump decât a prezerva, a apăra acest multilateralism bazat pe doi piloni. Securitate, libertate și pe trei. Securitate, libertate și democrație. Nici una, nici alta din marile puteri nu pot coagula într-o altă lume globală sau nu, ceea ce puterea europeană și puterea americană pot face. Deci, dacă această competiție, că nu e război și nu va fi război, această competiție, mai ales cu China, cu Federația Rusă, mă rog, acolo are probleme, dar China este un fel de putere globală, va fi pierdut de lumea occidentală, să știi că lumea occidentală va fi de vină. Deci ce va fi pus în locul globalizării, o altă globalizare sau ce o va fi, nu știu să spun în momentul ăsta. Ceea ce mă interesează este ca orientarea să rămână aceeași. De-aia e nevoie să rămână Uniunea Europeană în picioare, de-aia e nevoie să rămână Alianța Nord-Atlantică în picioare, cu toate problemele prin care trecam. Dar recunoști că în contextul ăsta a celor 3 luni, 4 luni de pandemie s-a clătinat chiar și partea aceea de mijloc, liniștită, pozitiv europeană. Adică am văzut reacții din partea unor oameni la care nu mă așteptam, care să fie foarte supărați pe Europa, că nu s-a ajutat, că n-au sărit în ajutorul Spaniei, că au împărțit Europa în două, adică Sudul cu Spania, cu Italia, care a avut de suferit în mod real, și ceilalți care s-au mai descurcat. Și lumea a zis, aoleo, păi asta e familia noastră? Da, sunt de acord. Vreau să-ți adaug niște elemente concrete. În primul rând, ceea ce n-a înțeles probabil Bruxelles în sensul de Europa, la momentul oportun, adică după anul 2015, când au apărut o serie de crize, nu au înțeles în acel moment să aibă acel tip de răspuns care să confirme utilitatea solidarității înăuntru Uniunii Europene. Exact. Observați că și la criza migrației, să spun, și acum la pandemie, prima reacție de apărare a statelor nu a fost să-și trimită reprezentanții la Bruxelles și să se pună de acord pe strategie, ci și-au închis frontierele. Deci prima reacție nu a fost apelul la Uniunea Europeană. Pe la urmă, solidaritatea contează dacă statele vor să fie solidare. Exact. Prima reacție a fost să se închidă. S-au închis. Și pe la urmă s-a închis și Uniunea Europeană. Și interior, acordul Schengen, și în exterior. Și de aici, pe de altă parte, cu toții suntem de acord că ori ne salvăm împreună, ori ne prăbușim cu toții. Deci, din punctul ăsta de vedere, Uniunea Europeană, într-adevăr, a plecat de pe loc mai greu, pentru că statele nu au dat primul impuls Uniunii Europene. În al doilea rând, au apărut, iarăși, mă rog, probleme mai vechi. Ai dat exemplu, și vreau foarte bun exemplu, cu această separare între Nord și Sud. Nord și Sud, până acum linia de demarcație era între comuniștii ăștia din Est veniți mai curând. Așa credeam și eu, dar acum am văzut că s-a schimbat. Iată că s-a schimbat. Și s-a schimbat, mă rog, tema fiind corona bondurile, adică mutualizarea datoriei comune. Să împărțim deficitele între noi și să le suportăm cu toți. Avem Sudul lovit puternic, grav, Franța și Italia mai ales, de această pandemie, care Sud știe foarte bine că va discuta pe deficite cu două cifre, clar. Și avem Nordul,
prosper, cu bugete excedentare, Germania, Austria, Olanda, care se opune acestei împărțirea datoriei comune. Germania chiar argumentând, și vă las pe dumneavoastră să judecați, eu nu am cadru legislativ nici măcar să fac un astfel de proiect în landuri. Deci Berlinul față de landuri, să împartă datoriile. Bun. Cert este că astăzi când vorbim pe masă, există o singură propunere privind un fond de garantare, care eventual să fie altceva decât eurobondurile, de 1,5 trilioane de euro, o propunere venită tot din Sud, din Spania. Nu o elimină nimeni după masă, dar nimeni nu spune de unde se adună banii și ce o să se întâmple după aceea. Pentru că la Corona Bonduri, Nordul mai spune așa. Bun, împărțim datoria, o luăm ca o datorie comună a Uniunii Europene. Dacă nu o fi să plătim obligațiunile de stat la scadență sau când se va cere plata de creditori. Voi veniți cu ceva? Voi de unde aveți banii? Da. Da, corect. Întrebarea e justă. Tot noi ăștia din Nord. Deci, foarte complicată situația. E bine că ne-ai spus nuanțele, pentru că exact asta ar vrea să, măcar să începem să developăm altfel informația. Exact, putem lucrurile mai altfel. Ce au reușit să facă, și vreau să vă spun, cel puțin din perspectiva Germaniei, a fost un gest, eu nu mă așteptam să se nască vreun politician german care să spună așa ceva, și anume deficitele. Deci nu mai au bariere în legătură cu deficitele, poți cheltui oricâți bani vrei, ai niște bani primiți de la Uniunea Europeană pe cadrul financiar multianual, pe bugetul care se termină anul ăsta, și acei bani poți să-i dedici fără probleme întăririi sistemului sanitar și relansării economice, atenție după aia, redresării. Ai bani europeni care sunt cei necheltuiți. Aici stăm foarte bine, pentru că fosta guvernare a reușit, cu ghilimele de rigoare, să cheltuie numai 28% până la sfârșitul lunii, până la sfârșitul anului 2019. Deci bani sunt. Trebuie să știi ce să faci cu ei. Ce faci cu ei, exact. Ei, deci ai domeniul sanitar și redresarea economică. Eterna poveste. Îți citesc următoarele mesaje, ca să nu răpim prea mult timp, dar copiii sunt foarte încântați că cineva le și răspunde. Anca Didi Sorescu zice, reprezentanții elevilor au depus o sesizare la CNCD pentru că sunt foarte mulți elevi care nu pot învăța online pentru că nu au tabletă internet. Știi subiectul. Ăsta e un caz clar de discriminare. CNCD-ul sare în sus doar când zice Iohannis ceva sau Băsescu sau alt vârf al societății, nu și când e ceva pe bune care afectează foarte mulți cetățeni. Asta ce o spune o elevă. Iată. De acord cu domnia sa. Mai departe, deci Bughigei, de ce se ferește presa mondială să spună că acest virus vine din China? Am impresia că avem așa o oarecare jenă să nu le lezăm sentimentele. Și ăsta e elev. Dar formularea e foarte mișto. De ce se ferește presa mondială? Eu am văzut jurnaliști care spun. Da, citește toată presa mondială, sau mă rog, toată, mare parte a presii mondiale, nu, discuția e foarte tensionată din acest punct de vedere. Dar vreau să-ți atrag atenția legătură cu subiect. Iarăși, discutăm cinstit și cât se poate de pe față. Credeți că chiar în situații atât de complicate, pandemie globală, practic numai în Antarctica n-a ajuns, în rest a ajuns peste tot în această lume, chiar credeți în raportul investigație, vinovăție, sancțiune în ceea ce privește China? Categoric nu. Chiar credeți? Păi, adică hai să fim nu se întâmple. Deci am văzut de-astea, machoisme de-astea de canapea, dar noi ne discutăm între oameni serioși, așa, făcute din sufragerie, în distanțarea fizică, socială. Da. Dar haideți să discutăm serios. Nu, e clar. Scenarii. Deci, China în acest moment este în redresare. Este în revenire. Fiind în revenire, atenție, pericolul vine din altă zonă. Fiind în revenire, s-ar putea să fie foarte interesată de sectoare industriale strategice, biotehnologie, 5G,
AI-uri, mă rog, diverse inteligență artificială, multe teme de acest tip, din state europene care au deficite astronomice. Și să le ajute. Observați că Germania, înainte de a cumpăra ventilatoare, a naționalizat niște zone economice. Tocmai pentru a le feri de achiziții forțate. Tocmai pentru că ei se gândesc cu niște pași înainte. Exact. Până când stabilim noi cum Bill Gates a făcut nu știu ce, Doamne, credeți-mă, scenarii cu diverse de tot felul, atenție la, într-adevăr, la elementele de corelare care pot deveni complicate. În al doilea rând, da, China are o temă și va avea o temă, sigur, măcar în dezbaterea prin presă. Pe de altă parte, vreau să vă anunț că se cooperează cu China. Se cooperează cu China pentru că încă are o producție manufacturieră de care avem nevoie azi, cea în domeniul sanitar, pentru că sunt destul de avansați în ceea ce privește găsirea unui vaccin, pentru că fac parte din grupul statelor industrializate de care vă spuneam G20, pentru că fac parte din Consiliul de Securitate și vrei, nu vrei, sigur, pe diverse ai... Au început să închise ceva. Deci, e o problemă foarte complicată. Foarte complicată. Nu vă duceți după fentă. Nici cei care, mă rog, uite, a apărut acum, apropo de presa internațională, raportul Five Eyes. Five Eyes este o rețea de schimb de informații în domeniul, mă rog, securității, între Statele Unite, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Canada și Australia. Toată lumea. Și a apărut un raport în care, în esență, pe de o parte, spune că, într-adevăr, China nu a dat datele necesare în momentul în care au avut elemente certe că virusul se transmite de la om la om. Se întâmpla prin noiembrie-decembrie 2019. Nu a permis accesul Organizației Mondiale a Sănătății sau, mă rog, a oamenilor de știință, în sfârșit, din străinătate pentru a investiga situația. A acoperit întregul proces. Dar aceleași Five Eyes spune că virusul nu este o armă biologică, nu e produs în laborator, ci este produs, este generat de piața umedă. Mă rog, tot din China, evident, de piața umedă. Ce credem? Dar poate fi scăpat din laborator și nu produs. Și intrăm... Și e o speculație, evident că e o speculație. Într-un labirint al ipotezelor. Cea mai bună minciună, da, cea mai bună minciună e adevărul parțial. Cam așa ne sună tuturor. Simona din Bruxelles, domnule Diaconescu, cunoașteți foarte bine justiția. Vreau să vă întreb, atunci când colectiv, după colectiv, când ne-am văzut la TV pe cei trei crai de la răsărit, Oprea, Arafat, Bănicioiu, spunând că avem de toate în spitale, că n-avem nevoie de ajutor, întârziind transferul pacienților în străinătate. Întrebarea mea este, din punct de vedere juridic, ei pot fi puși sub acuzare sau doar din punct de vedere moral? Înțeleg că moral au fost deja acuzați. Văd că, mă rog, unii dintre ei au supraviețuit. Da, exact, văd că supraviețuiesc în mediul instituțional și cel public. Și ce bine. Din contră. Exact. Deci, ce aș putea să vă răspund? Nu, dar avem juridic ar fi posibil? Adică, tu ca jurist. Este un dosar pe rol. Este un dosar. A, bun. Da, este. Au condamnat în primă instanță, dar nu pe acești trei, ci pe alții. Primarul, cei de la ISU, ăștia sunt mici. Nu, eu vorbesc de cei trei care aveau și responsabilitate și care au manipulat și opinia publică. Nu. Justiția n-a considerat că trebuie să extindă urmărirea penală și acolo avem belele. Mai departe, Iancovescu Ștefan Gili, bună seara din Târgu Jiu, bună seara invitatul dumneavoastră, un om special, emisiune frumoasă, Mihai Agoșton Orban, nu e agreat la Bruxelles pentru că nu acceptă să fie yes man, mai ales pe tema migrației. E făcut dictator, chiar dacă opoziția face meeting-uri săptămână de săptămână, nederanjat, chiar și în pandemie.
Mihai Agoston revine și spune spre deosebire de democratul Macron, care reprimă cu brutalitate orice mișcare de protest. Adică, vezi, doamne, domnul Orban e un democrat că îi lasă pe oameni să iasă în stradă și cu ocazia asta. Zice tot el până la urmă, aoleu, deja au apărut apologeții lui Orban, dar tot el a spus asta până la urmă, le-a spus pe toate. Radu, solidaritatea este încă un principiu pe care îl învățăm, dar nici instituțiile europene nu sunt concepute să aibă un răspuns rapid. Niște construcții colosal birocratice care se mișcă cam greoi. Îți citesc toate ca să nu le pierdem. Major Football, cum să zici, mă, de Macron democrat, să înțeleg că îl consider comunist de acum? Se adresează celuilalt. Radu, nu vreau să sun cinic, dar fondul visat de Spania pare mai mult o utopie făcută de clasa de stânga din politica spaniolă. Nu e exclus. Și revine domnul Agoston și zice, nu mai putem vorbi de ideologii în ziua de azi, toți merg pe interese, chiar și pe plan global. Astea sunt setul de întrebări care n-au apucat să fie citite. Să știți că, mă rog, din experiență personală, cu toată umilința, ca să zic așa, vă spun că nimeni nu e în lumea mare, în lumea deciziei importante, nimeni nu face pe cocoșul. Adică nu există state mici și medii care să schimbe regula jocului în condiții pe teme cât se poate de importante. Uite cum este lupta împotriva unei crize. Fiecare își caută să-și potențeze interesele. Într-adevăr. Să-și potențeze interesele. Da? Nu există, dar vă spun, nu există teribilisme. Nu, teribilismul știți cum te elimină? Imediat. Nu există cupole decizionale, știu, mă rog, se crede că totul unde se decide undeva într-un colț. E bine că vedem filme, de exact, dacă ați participat vreodată la reuniunea grupului de la Bilderberg, de exemplu, o să vedeți niște oameni la o vârstă care i-ar obliga să stea în casă în caz de pandemie, făcând niște teorii și niște speculații foarte interesante. Nimeni nu decide nimic. Eu nu am văzut, așa, uitându-mă și eu în jurul mesei, că m-am mai nimerit și eu la mari reuniuni internaționale, nu am văzut la summit-uri, nu am văzut nici decizii luate de miliardari, nici de grupuri de reptilieni sau alte. Nu. E mult mai cinic, mult mai aplicat și de regulă forța, inclusiv cea economică, din păcate, este cea care decide. Păi, de asta ne e și frică, probabil că e partea pe care nu o vedem. Uite, ai o reacție de la un foarte tânăr de la Milano. Spune așa, Nico, trăiesc la Milano, Uniunea Europeană a aplicat testul solidarității. Ne-au lăsat singuri, să le fie rușine. E clar că nu există nicio unitate. O spune cu tristețe un copil care stă la Milano. Uniunea Europeană, dacă Uniunea Europeană nu era alături de noi în anul 2009. Probabil că, nu știu cât ești de tânăr, ai auzit sau nu de cazul Mailat. Ei, poate ai auzit, poate ți-au spus părinții, de cazul Mailat. Cazul Mailat a fost situația unui român care a făcut o crimă oribilă în Italia, ucigând soția unui militar de carieră. Și în acel moment pot să-ți mărturisesc faptul că Italia, prin reprezentanții săi din Parlament, îi transmiteau ministrului de externe al României, n-are importanță cum îl chema pe respectivul, faptul că cer României un filtru rasial. Ai înțeles? Un filtru rasial. Nu mă întreba ce e aia, dar mă înfior doar la idee. Sună groaznic, da. Pot să spun concret. Dacă nu era Europa asta alături de noi, cine știe ce s-ar fi întâmplat, inclusiv în legătură cu tine și familia ta. Cel puțin sub aspectul liberei circulații și a dreptului la muncă. La aceste lucruri mă refer. Dacă, de exemplu, Marea Britanie reușea să-l întoarcă pe Michel Barnier, negociatorul șef pe Brexit, din partea Uniunii Europene, pe limitarea liberei circulații, sau mai precis, pe o liberă circulație selectivă,
tot pe bază etnică. Da. Exact. Selectivă. Și atenție că aici s-ar putea să fie o problemă uriașă în perioada următoare, care să ne privească direct. Dar Michel Barnier n-a acceptat așa ceva. Poate Marea Britanie nu mai ieșea din Uniunea Europeană. De unde știu? De la Michel Barnier. Deci, vă atrag respectuos atenția că, dincolo de ceea ce se vede și ce spune propaganda de la răsărit, mai sunt niște elemente care merită investigate, merită cunoscute. Nu știu, îmi fac mea culpa că n-am vorbit public mai mult. Nu vreau să lovesc în partenerii noștri. Nu, dar e foarte important ce spui. Uit. Dar nu pot să uit. Trebuie că cunoscute, nu merită. Și partenerii noștri, exact, intră din considerente politice, de Facebook, de medii sociale, mă rog, n-are importanță, în niște derapaje din care numai comunitatea aia europeană din care facem parte împreună ne-a mai scos și pe noi. Deci, aici, repet, cu atenție. Cu atenție și cu același tip de suspiciune, dar privită dintr-un sens pozitiv. Nico, sper că ai înțeles mesajul. Tiberiu spune, câte vreme nu mai există ideologie, câte vreme nu mai există clar pentru nimeni care este linia unui partid, nu avem nicio șansă să fim conectați la liderii noștri. Politicienii nu vorbesc pe limba mea, a simplului licean, n-au cum să reprezinte pentru că să mă reprezinte pentru că nu sunt interesat să ajungă la mine, să cunoască problemele de care mă lovesc zilnic. Deci, iată, generația care anul ăsta, sau mă rog, runda următoare, imediat următoare, vor vota pentru prima oară. Și vezi ce probleme au ei. De acord. L-aș întreba părinții sau cei apropiați. Bănuiesc că au votat. I-a întrebat vreodată pe cine au votat și de ce au votat? Pentru că iertați-mă. Tiberiu, avem? Nicu, vă rog votăm. Să răspundeți. Avem ceea ce votăm. E corectă întrebarea și foarte just să primim și răspuns, dacă toți suntem transparenți. Foarte just. Mihai Agoștun mă lămurește că nu el era cu apologia, ci Radu a întrebat. Cu toate lipsurile și neajunsurile ei, Uniunea Europeană e în continuare construcția pe care trebuie să ne sprijinim și o sprijinim împreună spre viitor, altfel pierim fiecare pe limba noastră. Dom'le, și eu cred. Frumos. A spus-o cât se poate de frumos și asta e adevărul. Nu prea avem soluții, chiar dacă ne irită anumite situații. Da, ai spus că povestea Schengen a rămas în aer. Mai are vreo relevanță să fie reluată peste 3 luni? Depinde de context. Cum să vă spun, România ar avea toate datele să fie în Schengen. Da, dar în contextul ăsta, de acum... Da, dar uitați care e problema. Privim acum, în acest context de care bine spune Andrei, privim în acest context. Eu nu pot să accept în România ca oamenii care pleacă exercitându-și un drept, dreptul la muncă, la munci agricole, în Germania, Italia, Belgia, Olanda, Marea Britanie, să nu primească același statut pe care îl au cetățenii care fac aceeași muncă din statele respective. Corect. Și cum Atenție. Se întâmplă că nu e? Este vorba să-i oprim pe România aici, nu nici pe departe, ci pur și simplu să avem acea forță de negociere și mai ales acea atenție, că am senzația că nu sunt atenție. Îi punem acolo să se respecte drepturile lor. Îi punem să se respecte toate drepturile. De ce? În primul rând, pentru că așa e normal și moral față de cetățenii noștri. Și în al doilea rând, pentru că odată ce facem derogări, se vor crea precedente. Cine sunt companiile alea sau ciorfiele, asociațiile alea care aranjează acest trafic de cetățeni? Că de acest lucru vorbim. Da. Nu văd pe nimeni dând explicații. Iertați-mă, eu mai știu ce se întâmplă prin consulate. Ce povestesc cu oamenii aia, când bat la ușa consulatului pentru că sunt disperați, că au fost păcăliți, că au semnat niște hârtii care nu au nicio valoare, zice-se contract, că sunt plătiți prost, că nu au mijloacele și logistica decentă, păi atunci mă enervez. Și spun, dacă o să încetățenim o astfel de practică și o să-i obișnuim pe alții să ne aducă oameni care să fie plătiți și tratați altfel decât proprii cetățeni, pe simplu motiv că n-au un loc de muncă acasă, nu e drept.
Nu, nu, nu e așa ceva. Așa ceva nu se poate. Deci de aici trebuie pus piciorul în prag grav, grav de tot. Noi mai vorbim de solidaritate și coeziune și ce-o vreți dumneavoastră. S-a folosit un termen foarte vag, am auzit, au fost greșeli. Așa, ăsta era termenul prezidențial. Au fost niște greșeli. La povestea cu cei 2000. La mii de oameni, niște greșeli care pleacă din Suceava noaptea cu autocarele și nu-i oprește nimeni și nu-i întreabă încotro. Încălcarea tuturor legilor tale, din țara ta. Exact. Ce semnal dau eu în țara mea? Deci dacă îmi scriu pe hârtie că plec în Germania, mă las să mă oprim prin țară. Dacă scriu hârtie că mă duc la alimentară, mă întreb la ce adresă e alimentară. Exact. Nu înțeleg. Ar fi trebuit să primim mai multă explicație pentru ce li s-a întâmplat lor când au ajuns acolo. Pentru că am înțeles că și acolo au fost greșeli imense. Exact ce ai spus. Cum au fost tratați, cum au fost cazați, ce condiții li s-au creat pentru a munci. Faptul că acum și-au amintit brusc niște oameni grei din România și vorbitori de televizor că să facem ceva, să-i ținem acasă. Păi cu ce? Cum adică să-i ținem acasă? Dă-le loc de muncă. Plătește-i. Am adunat fermierii din România care, iată, nu reușesc să aducă la recoltat, că bănuiesc că și noi avem probleme de recoltat. Bineînțeles. Cu recoltele în această perioadă. Sunt 5 fermieri care știu să schimbe guverne, dar nu pot angaja 100 de oameni care să muncească la ei acasă. Da, asta îmi place foarte mult. Asta o țin minte. Cu fermierii care schimbă guverne. Marius Tănase zice, eu mă așteptam ca România să nu relaxeze restricțiile înainte să fie atins vârful la noi. Mă așteptam de asemenea ca România să ia exemplu, este tânăr medic la Bruxelles, să ia exemplu altor țări care au încurajat mersul cu bicicleta, renunțând la unele benzi de mașină. Mă gândesc cu groază la aglomerația de la metrou din RATB. Cu bicicleta și trotineta era mai sigur. Distanțarea era asigurată. Are dreptate. Și eu așteptam să se spună, domne, mergeți pe bicicletă, că tot v-a dat doamna primar biciclete și vouchere. Acum s-ar putea folosi. Patricia revine și spune, de acord cu domnul Diaconescu, există propagandă din Est. Suntem bombardați cu fake news, suntem manipulați. UE ne-a ajutat mult și o poate face în continuare, dar e foarte ușor să pici în capcană când UE îți lasă impresia că stă cu mâinile în sân. Asta e chestie de comunicare, asta clar. Mai ales acum, când e nevoie de reacție promptă și solidară. Da. 19 ani. De acord cu dumneavoastră, dacă UE stă cu mâinile în sân, nu sta tu cu mâinile în sân, așteptând ca UE să-și desfacă mâinile. Deci, iertați-mă. De multe ori te bas pentru chiar ce e al tău. Păi, o știm din viață, dar rămite într-o organizație. Da, nu știu de ce așteptăm mereu să vină de acolo. Cu lipsurile, neajunsurile, continuare construcția pe care trebuie să ne sprijinim. Iar Gil spune, domnule Diaconescu, puteți să faceți o paralelă între piața comună și Uniunea Europeană? Adică piața comună. Care e diferența între ele? Este o piață unică înăuntru Uniunii Europene și această piață unică, cum vă spuneam, este partenerul dorit de toată lumea. Nu știu la ce piață comună vă referiți, dar din punctul de vedere al argumentului cât de important este pentru România această piață, vreau să vă spun că 72% din afacerile pe care le face mediul privat din România se desfășoară în această piață. Deci povestea cum plecăm noi cu investițiile peste mări și țări și cum să li se deschide lor porțile în Orient, că vor veni cu... Haide să fim serioși. 72% beneficiază de lipsa taxării, de bariere tarifare și netarifare coborâte, de facilități, de oportunități și de frontiere libere, multe astfel de chestiuni. Hai să vă dau un exemplu. Știți că la un moment dat se enerva să rămâni în țara asta pe Olanda, nu? Că ne bloca Olanda. Că Olanda ne bloca mereu la fiecare strigare. Și apropo de piață, haide să boicotăm produsele olandeze și să, nu mai luăm la lele. Am avut o discuție cu ambasadorul olandez atunci, care a venit și a zis, bun, ok, dacă era o discuție la politică la nivel înalt în România. Dacă voi vreți chestia asta, nu avem cum să ne opunem. Dar veți avea o problemă. Care? Știți cine cară florile în România? Cine? Șoferii români.
Deci îi lăsați câteva sute fără loc de muncă. Hm? Cum e? Se înseamnă pragmatism, imediat au răspuns. Așa e. Doi. Știți, de exemplu, văd că se discută public, evident, la un nivel superficial și de un primitivism în sfârșit. Și de aici și aturile Ungariei. Cum Ungaria va veni și va investi, nu-i așa, va da ajutoare financiare în comunitatea etnică din România, în comunitățile etnice. Așa. Asta face. Eu întreb statul român, a avut vreo discuție la Bruxelles pe regulile concurenței? De ce? Păi hai să vă spun. Pentru că n-ai voie să faci așa ceva înăuntru Uniunii Europene. Nu ai voie. Adică, ajutoare preferențiale date selectiv în anumite zone sau pentru anumite comunități sunt, dacă depășesc 200.000 de euro, e foarte completă povestea, 200.000 de euro pe o perioadă de 3 ani, asta e de la Uniunea Europeană, atenție, nu ai voie să le faci decât cu aprobarea prealabilă a Comisiei Europene. Deci te adresezi Comisiei Europene și spui, eu vreau să dau granturi sau, mă rog, să ajut subvenții într-o anumită zonă din România. Aprobă-mă. Și dacă nu te aprobă, nu dai. Păi eu nu cred că a întrebat nimeni. România, în afară de circ de tot felul, măcar o subliniere din acest punct de vedere, am chemat ambasadorul ungar, exact, am chemat ambasadorul ungar să spunem, domnul meu, suntem în Uniunea Europeană sau nu mai suntem? Ca să știu cum stăm. Dom'le, ai fost la Bruxelles? Ai aprobare? N-am. În momentul ăla nu faci niciun fel de astfel de subvenții. Dacă vreau sau nu să le acord. Deci hai să ne hotărâm. Au făcut stadion, au făcut campionat de hockey, au construit. Iată. Au făcut de toate. Au depășit 100.000 de euro în 3 ani. Asta să fie clar. Mult peste. Poate am fost în regulă, dar atunci să ies să spun. Nu, domne, eu consider că e în regulă. Eu, stat român, consider că e în regulă. Mă dau războinic și supărat la televizor, eu neștiind sau încălcând sau nerespectând procedurile ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană îți pune la dispoziție un instrument, se implică ea pentru a gestiona un astfel de ajutor selectiv. Să știi că aud prima oară, așa că pentru mine e important să știm că se poate pune în discuție cât ai voie, cum ai voie și da, când ai voie în pentru cadrul Uniunii. Tiberiu revine și spune, întotdeauna părinții mi-au spus că au ales răul cel mai mic. Apropo de întrebarea ta, dacă și-au întrebat părinții. De la anul o să votez și eu, dar eu nu vreau să votez răul cel mai mic. Eu vreau să votez din convingere. Eu vreau să votez pentru că eu consider că un politician a venit cu un plan bine, bun, și nu văd un politician care să fie interesat și de votul meu. Și apoi o să fiu arătat cu degetul și o să fiu certat de ceilalți că nu mă implic. Dar ideea că eu nu vreau să știu și mai ales că de ce votez pe X sau Y. Nu vreau să votez împotriva cuiva, ci pentru cineva. Partidele noastre sunt puțin în secolul trecut. Eu nu vreau nici ulei, nici zahăr, nici mălai. Bă, dacă tu vrei tot vreți să dați ceva, dați iPhone, ultimul răcnet, dați Wi-Fi gratis în parc, dacă e pe date, dacă tot nu aveți un plan bun de țară, zic și eu. Vezi că au simțul umorului copii? Da, deci, da, absolut. Deci, foarte dacă bine. Tot, dacă tot le dai tinerilor, dă-le măcar ceva ce le e util. Dragul meu, fii deschis la minte, nu te lăsa manipulat, nu vota pentru că te-ai enervat că în ziua când te duceai la vot s-a trântit ușa la lift și să știi că nu exagerez când spun chestia asta. Am auzit cazuri, da. Da, deci condițiile sunt acolo. Și îți urez mult succes să-l găsești pe cel sau pe cei. Nu uita că nu votezi politicieni, votezi partide. Exact. Și într-o sau alta, politicianul îți spune niște lucruri, dar vezi dacă ceea ce spune el este și implementabil sau chiar o să se întâmple după ce l-ai votat. Este și o regulă în diplomație. Știi, noi în diplomație avem mulți cetățeni diplomați, mă rog, foarte talentați, așa ca indivizi. Numai că problema e dacă ceea ce batem palma, ceea ce ne înțelegem, după o negociere, orice discuție bilaterală e o negociere, că doar nu e altceva, se și întâmplă la el acasă. Știți?
Că așa, sigur, putem promite, putem să facem angajamente în nume personal, vorbim toate limbile străine, suntem simpatici, suntem cunoscuți, avem o istorie cu partenerul nostru de dialog, dar ce promit nu se întâmplă acasă. Ca să nu mai vorbesc de situații când una spune în dialogul cu, una spune în dialogul cu partenerul și altceva acasă. Dar la fel și cu... Mai aici sunt încă două, o lămurire apropo de piața comună, era aceea de la Roma din 1953. S-a născut acea piață comună, la aia se referă. Da. Vechiul sistem era CAER, piața comună, erau niște organisme mari. Așa și Mihai spune așa, asta e o întrebare bună pentru un ministru de externe. În 2000 Irlanda s-a opus prin referendum extinderii, de ce nu s-a ținut cont de el, apropo de UE? Așa e adevărat? Că s-a opus Irlanda prin referendum extinderii? Sincer, nu știu. Ceea ce știu este că la un moment dat, după 2004, s-a pus în discuție, după 2004, s-a pus în discuție ca ratificarea tratatelor de aderare la Uniunea Europeană în statele membre să se facă inclusiv prin referendum. Și ar fi fost un moment complicat. Și pentru noi. Și pentru noi. Pentru că era suficient un singur stat, într-un singur stat să pici la referendum și în momentul ăla toată integrarea era anulată. Nu s-a întâmplat acest lucru și parlamentele au decis și au ratificat tratatele de aderare pentru România și Bulgaria. Dar relativ la Irlanda, iartă-mă, nu știu. No, probabil că cine are el o informație. Aruncăm drepturile consumatorului pe geam, întreabă Radu. Nu știu acum la ce, în atitudinea Parlamentului European, care merge în răspăr cu Comisia, este iar de neînțeles. Adică faptul că nu se suprapun cele două. Parlamentul European și Comisia nu sunt întotdeauna în mână-mână. Da. Se întâmplă, nu? Se întâmplă, cum să nu? Avem zona parlamentară și zona executivului. Avem guvernul Uniunii Europene, mă rog, Comisia și Parlamentul. Și, exact. Mă rog, nu se adecvează. Da, da, se întâmplă, dar până la urmă lucrurile se armonizează. Cum să vă spun? Sigur, nu e o lume perfectă. Asta este clar. Dar avem, pe de altă parte, cum să vă spun, ideea de autolimitare a Uniunii Europene în egală măsură mi se pare complicată. De exemplu, și pe noi nu ne ajută niciun fel. De exemplu, Uniunea Europeană a abandonat aproape politica de lărgire. Ceea ce pentru noi, mai ales în demersurile vis-a-vis de Republica Moldova, reprezintă o pierdere. Nu cred că, de exemplu, iarăși, nu cred că ar fi fost mai nimerit ca Uniunea Europeană să aibă un comisar pe care să se ocupe de problemele de extindere din Ungaria și să nu aibă unul din România. Niciodată n-am avut un comisar din România care să se ocupe de probleme politice. Agricultură, multilingvism, dezvoltare regională, bun, dar nu probleme politice. Cele ce țin de piață, cele ce țin de, iată, de extindere, serviciul extern al Uniunii Europene, acolo noi n-am avut acces. Și ar fi simplist să dăm numai vina pe Uniunea Europeană. Nu, probabil că aici ține de diplomația noastră și aici venea chiar o întrebare de la Sorina. Ce părere aveți despre corpul diplomatic al României? S-a produs mult discutata profesionalizare în timp? Sau dimpotrivă? Păi, hai să-ți dau un exemplu. Eu sunt, zice-se, de carieră. Păi da. Am gradul de ambasador. Ca cu el mă duc în mormânt. Altceva poate să-mi ia. Ăsta nu mai mi-l ia nimeni. Ca să ajungi la gradul de ambasador, nu funcția de ambasador, la post, după care, mă rog, te întorci la gradul diplomatic din centrală. Nu, ai grad pe viață.
Sunt vreo 70 în țară astăzi. Ca să ajungi la gradul de ambasador, să zicem că te angajezi, nu știu ce vârstă ai, dar să zicem că te angajezi atașat, adică la vreo 25-26 de ani în Ministerul de Externe. Și trebuie să treci așa cu examene din atașat, secretar 3, secretar 2, secretar 1, consilier, ministru consilier, ministru plenipotențial, ambasador. Dacă îți dai examenele la termen, pentru asta trebuie să ai posturi în spate, mă rog, un întreg dosar de carieră. Deci, ca să fii, de exemplu, șef de misiune, fără a fi ambasador, trebuie să fii măcar consilier. Ca să ajungi de la atașat la consilier, în condițiile îți iei toate examenele, îți trebuie 10 ani. 10 ani. Din 2 în 2 ani, dacă trebuie. Ia închipuieți că, discutând despre corpul diplomatic și profesionalizarea sa, că ai ajuns și tu la gradul de consilier, că ești la consulară, nu ești în domeniul politic, și ai avea și tu aspirația să pleci consul general în Italia. Și când îți vine știe rândul să pleci consul general în Italia pentru că ai gradul diplomatic, vine unul de la, hai să alegem, fabrica de cuie sau de la o întreprindere de, sau un șef unei firme de, nu știu, de bodyguards. Și la propunerea ministrului de externe direct, pleacă ăla consul general. Spune și mie, când te întâlnești cu familia acasă, care au așteptat și ei să ai și tu această confirmare profesională în viața ta, ce le mai spui oamenilor? Ce spui tu ție însuți sau însăți? Apropo de cariera ta. Sunt oameni care au trecut deja de acest nivel. Adică, mă rog, care nu mai pot fi astăzi înlocuiți așa ușor. Dar sunt oameni cam de vârsta mea. Adică oameni care au intrat din 90 în minister, și-au luat gradele și fac posturi în locuri în care ăștia de la fabricile astea, mă rog, am zis și eu, veniți de pe stradă, mă iertați. Ai zis bine, că sunt niște oarecari. Se tem să se ducă. Am văzut de la prezentator de televiziune care peste o lună era în Consul Africa general. De Sud. Consul general, înseamnă șef de misiune. Păi. Consularea e tehnică, să știți. Adică e foarte, trebuie să te pricepi să fii și notar, și polițist, și contabil. Multe trebuie să te pricepi la consular. Deci îți trebuie ceva tupeu, ca să zic așa, să te bagi în acel sistem. Și întreb, ce în mintea omului ăla? Când îi trec prin față tot felul de, mai așteaptă 10 ani? Să-ți plece și el șef de misiune undeva? De regulă, adică până la de regulă renunță, presupun. De regulă renunță, exact. Sau acceptă un post care e sub pregătirea lui. Știți că sunt oameni în Ministerul de Externe care n-au trecut de la un grad diplomatic la altul în 13 ani. Și sunt oameni care și-au luat gradul diplomatic, două grade diplomatice într-un singur an. Fantastic. Deci am tupeul să vorbesc. Pentru că eu lucrurile astea nu le-am acceptat. De-aia am tupeul să vorbesc. Înțelegeți? Foarte bine că o faci. Vezi că lumea trebuie să afle și să înțeleagă, pentru că tot vedem o tinerică, nu știu unde, la 30 de ani, deja e ambasador. Altul care nu știu de unde a apărut. Eu nu spun că trebuie să fie somități culturale sau economice sau vedete. Nu. Dar să vezi pe el că are ceva din meseria asta. Că mi-ai spus acum, toate gradele astea trebuie să le știi. Adică trebuie să cunoști tot. Sigur că un anume profil intelectual este, uitați-vă, am două exemple, mă rog, eu le consider definitorii. Luca Niculescu la Paris și Emil Hurezeanu în Germania. Sigur că nu au parcurs toate etapele carierei diplomatice, dar fac față postului lor pentru că au un anume profil. Dar ei sunt excepții. Mai sunt. Mai este și Lilian Zanfiroiu. Zanfiroiu? Da, deci, mă rog. Dar acum este că vin toți trei din presă. Asta e un paradox. Vin din partea bună a presei. Pentru că, păcate... Nu pot fi excluși, fără îndoială. Sunt oameni extraordinari. Dar m-a întrebat de corpul diplomatic. Da. Și, iertați-mă, am niște exemple, mă rog.
Nu le Nu dai. vreau să intru. Da. Nu Nu le le dai. dau. Oricum, pentru noi e ca o lecție și cred că toți cei de acasă sunt încântați din ce îmi scriu. E aici faptul că află lucruri de care e nevoie. O să te întreb doar, ca să nu te mai țin, ai apariția astăzi seară undeva? M-a invitat Oreste să vorbesc. Atunci acolo la Oreste se poate. Mai ales acum când am aflat că domnul, cum îl cheamă, semipatronul postului, a zis că el nu-l agrează pe Oreste. Da, au avut și un conflict, dacă ți-am inteles. Gușe, da, știu. Dar nu vii tu acum, când ai după 49% din procente, să spui că eu n-am nicio treabă cu postul ăsta, 49% e al meu, 49% e al ăla și mai are 1% fica lui ăla, nu? Cam așa, al lui Păcurariu. Așa, și că el n-are nicio treabă, nu-l înghite pe Oreste și ca să ne liniștim, nu înghite nici pe Anca Alexandrescu și nici pe Miron Mitre. Deci, nu înghite pe nimeni. Și noi ce concluzie să tragem din asta? Că nu, chiar... că nu e un tip cinstit. Da, apropo de ce se așteaptă el să... Da, el ce se așteaptă. Dar oricum mă bucur că apare acolo, pentru că acolo apar oameni care chiar spun lucruri importante și oamenii mai învață câte ceva, dar o să te întreb cum vezi măsurile astea acum ca cetățean, că aici nu mai ține de politic. Măsurile astea anunțate ba gradat, ba aglomerat, ba avem voie toate, ba încă nu avem voie. Se gândesc ei destul de bine ca să ne formeze către ieșirea în stradă, plimbatul pe stradă, mers la magazine, mers la muncă. Ceva îmi scapă, nu se gândesc înainte? Nu cred că e ceva prea coerent în toată această poveste și dăm voie să spun următorul lucru. Odată ce ai ridicat starea de urgență, nu mai poți da ordonanțe militare sub nicio formă. Clar. Starea de alertă sau cum se numește... Alertă se cheamă, da. Alertă, da. Este, se dispune la propunerea comitetului, comisiei, mă rog, ce au ei acolo, și se aprobă de primul ministru. Deci nu mai este o propunere a președintelui și nu mai trece prin Parlament. Problema este însă în felul următor. În această stare de alertă poți eventual să incluzi recomandări. Nu poți să incluzi obligații. Și nu poți să incluzi obligații pentru că ordonanța din 2004 privind starea de alertă face trimitere la articolul 53 din Constituție, care spune că libertățile, drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi limitate decât prin lege. Deci, ordonanța de urgență nu e lege. Așa că ar fi necesar un plan, o schemă, ceva. Deci orice discuție care să treacă prin Parlament. Noi spunem în drept, unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge. Deci, niciun fel de limitare nu poate avea caracter obligatoriu în timpul stării de alertă. Poate fi o recomandare. Sigur, poți să introduci contravenții prin ordonanțe de urgență, dar asta e un alt subiect. Dar... care creează iritare asta. Și mai mare dacă exact, introduce așa ceva. Toată discuția asta, dacă nu e formalizată printr-o lege în Parlament, nu va putea să limiteze nimeni dreptul la muncă, dreptul la liberă circulație, dreptul la sănătate. Deci, practic, să revine, din punct de vedere legal, la situația dinainte. Eu nu înțeleg ce e mintea lor. Păi, tocmai nu înțeleg asta, ce de asta te-am lor. Întrebat. De exemplu, pot să mă duc în iulie la mare sau nu pot? Bă da, cum să nu? Pot. Legal pot. Deci nu pot să spun. Bineînțeles. Decât dacă există o lege care îți interzice sau, mă rog, introduce niște limitări. O lege. Lege. Eu nu văd să treacă prin Parlament cine știe ce legi și trebuie să treacă până acum. Evident. În al doilea rând, dacă tot ai făcut un comitet de urgență și cu tot respectul pentru zona medicală, da, atâția medici sunt pe toate televizoarele și se pricep dânsi chiar la multe, mă rog, de ce nu faci un comitet de urgență pe redresarea economică? Adică asta fă un trebuie. Plan. Vreau să știu și eu. Deocamdată ai aplicat, cum era normal, măsuri sociale. Și alea, mă rog, măsuri sociale. Atât. Deocamdată nu văd investiții care să meargă în zone creative. Cum vor arăta economiile? Industriile? Avem peste 1 milion de șomeri. Unde se duc oamenii? La ce ușă bat? Mă rog, și oamenii ăia din acel comitet de urgență să stea tot la fel de des la televizor și din oră în oră câte unul să vină să-și dea cu părerea, să spună, să se ducă la președinte, să se ducă la prim-ministru, nu e niciun fel de problemă de subordonare sau de asumare.
dar îmi trebuie un produs și pe zona economică, nu numai pe sănătate. Ori nu văd să existe așa ceva, iar afirmații de tipul ne gândim, analizăm, vom vedea dacă... Ba chiar au un grad de glorificare, autoglorificare a ceea ce au făcut până acum. Au început să se laude, să spun, domne, ați văzut că deși n-am avut condiții și deși moștenirea era grea, am făcut atâta. Okay. Foarte bine, bun. Trebuia să faci. Dar de mâine ce se întâmplă? Ce urmează? Sigur. Asta vrea să știe toată lumea. Văd o dezbatere aproape sistematică. Ce nu e în sănătate e pe industria hotelieră. Mă iertați, până la industria hotelieră, hai să vorbim de agricultură, hai să vorbim de industrie, hai să vorbim de companii de IT, hai să vorbim de start-up-uri. De ce vorbesc că-i la alții, nu că e la alții în Occident, nu că aș fi eu cum genial. Am văzut la italieni, la francezi, se discută aplicat, nici măcar nu așa generic, pe concret. Bineînțeles. Problema e luat zi nostru, unde percepem concediile. Mă scuzați, dar până să avem concedii, măcar să vedem cum stăm cu locurile de muncă. Exact asta ar trebui să sune mai des. Îți mulțumim mult de tot, Cristi, și te vom mai deranja dacă nu te superi. Cu drag. Pentru că acești oameni care te urmăresc, măcar duc mai departe și idei și păreri și clarificări de care avem toți nevoie. Să dea Dumnezeu să fie de folos, măcar. Și să ai o zi frumoasă și o seară eficientă. Acolo știu că ești lăsat să vorbești puțin, așa că de asta am zis că să ne spui tot aici și acolo că îți vine rândul. Multă sănătate. Mulțumesc. Îți dorim. Ce de bun. Dragi prieteni, un om deosebit și un om pe care îl așteptăm într-un loc deosebit, pentru că merită și nu doar la televizor. Nu o să vă țin mult, este ora 7. Mi-am propus astăzi să mă ocup și de ediția următoare a emisiunii și o să ne ocupăm. Eu am tăcut, am ascultat tot, spune Lala, nu am vrut să pierd nimic din ceea ce a spus domnul Diaconescu, în plus îmi place și orientarea dumnealui pro-european. Mă bucur că nu sunt singurul care gândesc așa, iar Mihai zice că a pus link-ul unde scrie că Irlanda s-a opus extinderii UE. Mulțumim, Mihai, aici văd că oamenii verificau dacă e bun link-ul, așa că nu știu dacă îl pot deschide acum, adică acum oricum nu-l deschid, dar când o să se poată, nu te-a contrazis nimeni. Doar atât că nu și-amintea nici domnul Diaconescu, nici eu, de poziția expresă a Irlandei. Poate că s-a întâmplat așa, nu te contrazice nimeni, dar până una alta am aflat câte ceva despre ce se întâmplă, ce ni se întâmplă și care e viziunea unui om care oricum a trecut prin toate gradele posibile de diplomație și are și poziția și calitatea de a împărtăși cu noi. Eu aud niște sunete de unde deduc că iar bate cineva ceva, dacă nu cumva aici, atunci în altă parte. Da, aici, în bloc. Deci, vedeți? Să nu ziceți că eu exagerez. Deci, e un bloc de personaje absolut defecte, care nu cunosc nicio regulă, n-au nicio treabă. Ei și acum mai bat în cui, mai bat așa, cred că o să intervină Iulia, nu știu de ce, am așa o presimțire, adică aud, nu știu de ce, adică știu de ce, vrea să spună și ea ceva, să-mi zică bună seara, ceva. Zi și tu. Hai, zi. Bine. Ai văzut? Ai zis. Gata. Bună, pa, gata. S-a terminat. Mulțumim pentru invitat, a fost o emisiune din care am învățat foarte multe, spune și Emilia Ronai, îi mulțumim și doamnei pentru intervenție. Ai auzit cum ciocăne băieții, da? Da, am auzit. Ai văzut? Foarte plăcut. Se aude distorsionat la tine, așa că o să te dau mai încet. De ce se aude distorsionat? Tocmai la mine. Păi pentru că, uite, Cristi stătea puțin mai departe de sursă, de microfon și se auzea mai încet puțin. La tine care ai microfonul acolo lângă gură, se aude distorsionat. Asta e. Ce să facem? N-avem încotro. Mihai, au fost două referendumuri, spune el. Stimate domn, ne uităm, studiem, ne informăm și îți mulțumim. Nu trebuie să... Acum văd că a retras mesajul, dar nu e nevoie. Mulțumim pentru informații. Asta era ideea. Pentru buna voastră informare, vreau să vă spun că
am vrut să aflu și eu când, că dacă tot nu e lege, vreau să știu când am voie să fac emisiune live și n-am reușit să aflu, deși ați auzit de la domnul Diaconescu că, nefiind lege, n-ar trebui să existe nicio restricție, nici liberă circulație, nici liberă activitate profesională. Așa că, din punctul ăsta de vedere, pot considera, nu, că e o decizie ușor deplasată a organelor care conduc acea instituție, dar n-avem ce să facem. Până una alta, ne rezumăm la ce avem voie și ce putem face. Te salută Iulia Sorina Sorina și vreau să spun că și ceilalți. Ea a fost tot timpul aici, doar că n-aveați cum să o vedeți, că nu vrea ea să facă așa, să apărem toți. Eu am rugat-o să facă, să fie un chenar acolo, un chenar acolo, un chenar. Nu vrea, asta e. De ce nu vrei? Nu pot de la distanță. Când o să fiu acolo cu tine, o să facem treaba asta. Aha. Deci nu poate, la distanță nu merge sistemul Pentru ăsta. că mi se blochează mie TeamViewer. Deci asta e, că noi facem prin TeamViewer și atunci e un sistem în plus față de ce folosim aici când nu avem nevoie de el. Iar pentru cei care au lansat subiectul cu Zoom, m-am informat, într-adevăr, la radio s-a făcut cu Zoom o emisiune, două se mai fac, dar e un format în probe. Și oricum e valabil doar pentru cineva care e acolo înăuntru. Deci nu pot să fiu eu aici, invitatul la el acasă și cineva, adică nimeni, să preia. Pentru că acolo nu are cine să facă primirea. E aceeași poveste pe care am avut-o și cu varianta cu telefonul. Eu nu puteam să sun de acasă un invitat și să apărem amândoi la radio fără un intermediar care să fie acolo. Și automat se schimba structura și sensul emisiunii. Așa că vă rog să fiți și voi înțelegători și să vă bucurați de ce putem face, să ne bucurăm de faptul că, iată, putem comunica cu oameni interesanți și o să mai fie și o să mai căutăm și o să mai găsim și mai ales că emisiunea așa cum e ea, eu o consider cât se poate de agreabilă dacă vă dați seama dacă eu sunt în stare să o ascult până la capăt. Deci, gândiți-vă la aspectul ăsta, că n-aș sta, n-am nimic de narcisic în halul ăsta încât să stau să vă ascult propria emisiune timp de 5 ore și cu toate astea am stat și am dialogat. Ca să nu mai zic că am primit și o explicație interesantă privind rostul, că eu am spus că, domne, pentru relația mea bună cu publicul și mai ales relația bună a radioului cu publicul, mi se pare un lucru frumos că stau 5 ore și dialoghez cu cei care vor să spună ceva, au un comentariu, au o întrebare, au un salut de adresat unul altuia sau, mă rog, oricum ele nu sunt spuse pe post, nu? Sunt spuse, scrise doar aici. Și am primit un răspuns relativ halucinant, ca să nu zic chiar halucinant. Am zis relativ ca să-i dau șansa omului să se mai gândească, să poate că reconsideră părerea. Și, dom'le, pe asta e bine pentru pagina ta, dar pentru radio nu e nicio. Adică, vă dați seama? Deci, emisiunea este a lor. Eu mi-am cedat drepturile de autor. Eu primesc bani pentru faptul că fac această emisiune de 5 ore cu tot conținutul pe care îl dau și a lor. Scrie acolo, negru pe alb, drepturile de autor le-am cedat. Cum poți să spui că e treaba mea faptul că eu țin atenția ascultătorilor către radio? Dacă i-aș ține pentru aici, da. Dacă atunci ar fi, dacă ce fac aici este într-adevăr numai treaba mea. Dar atâta timp cât în timpul emisiunii, când tu stai acasă și asculți și poți comenta cu ăla care vorbește pe post și poți să-l mai întrebi ceva sau poți să comentezi ceva sau poți să spui, băi Andrei, vezi că aș fi preferat să pui piesa cu tare, nu pe aia pe care ai dat-o și eu să rețin și data viitoare să țin cont și tu îmi spui că asta nu-i treaba. Noi, dacă făceai pe pagina radioului, păi pe pagina radioului am intrat de câteva ori, că eram și supărat, zic, bă, hai să facem acolo. Și am văzut că sunt 2-3 speriați, dacă sunt. Nici nu știu, mai e cineva pe acolo? Eu n-am văzut Așa, deci, aia e, comentarii. din câte am înțeles, aproape toți realizatorii fac pe paginile proprii. Da, au pagini proprii, ori ale emisiunilor, ori nume propriu. Exact. Noi, când suntem acolo, folosim două pagini. Pagina emisiunii și pagina personală. Asta Da. facem constant. Adică cea a psihologului muzical și
De ce nu e util pentru instituție, n-am să înțeleg. Și ca dovadă că nu am jene, expun aici subiectul. Dacă se supără nenea ăla și nu mă mai lasă, nu mă mai lasă, că tot aia e. Pentru mine e tot aia. Din punctul ăsta de vedere, deja m-am cam lămurit că nu e o discuție profesională, nu e o discuție nici măcar legală, ca dovadă că ați ascultat și voi, că nu poți îngrădi dreptul de a se duce la muncă a cuiva pe ora data de 15, pentru că nu e lege. De-aia am și întrebat. Eu n-am întrebat că nebunesc dacă fac de acasă. Am întrebat așa, să mă informez. Dom'le, am putea să ne gândim, să-mi caut invitați, că poate că invitații nu i-aș aduce în studio ca să nu se expună, nu? Că eu sunt purtător, nu? Un purtător de cuvânt. Și dacă îl dau mai departe, pleacă cuvântul meu. Și atunci am zis, zic, bă, să facem la distanță. Să mă gândesc la oameni care pot face la distanță, așa cum am făcut și acum. Și mi s-a spus că nu, că să mai așteptăm. Deci, ca să înțelegeți, faptul că noi facem ce facem, nu îi preocupă pe ei. De ce să... Adică chestia cu live-ul, pentru care voi ați trimis mesaje și mulțumesc tuturor celor care au făcut gestul ăsta, puteți să le mai dați o dată, pentru că s-ar putea că n-au înțeles. Sonia zice, și pentru mine a fost foarte interesantă conversația cu domnul Iaconescu, am obținut o bună înțelegere referitor la anumite lucruri. Daniela Sanda, super interesantă emisiune, vă salut cu drag. Sorina zice, despre audiență nu au auzit profesioniștii din radio? Dom'le, cred că au auzit, dar nu cred că s-au uitat. Adică nu-i interesează. Eu rămân la părerea asta. Și v-am mai spus și altă dată. Că era o vreme prin 2001-2002 când un bun prieten al meu, Dumnezeu să-l ierte, Victor Spirache, om de radio România, îl știu de pe vremuri când eram la Costinești, și care făcea emisiunea radio, eu eram la concurență cu el, cu ei, la Radio Romantic, și îmi dădea audiențe. Și atunci aveam o perioadă în care chiar mă uitam și el spunea tot timpul, băi, că noaptea orele alea ale tale sunt peste Radio România. Noi fiind la un post mic, că Romanticul era un post mic și a rămas un post relativ mic, dar care se menține în top 10 permanent și acum. Și mi s-a spus odată, de două ori, de trei ori, și am înțeles că e, pentru unii ar conta. Dar cred că Victor și că vreo doi inși erau preocupați și în rest nu. Iar acum cred că habar n-au, sau dacă nu, oricum nimeni de acolo nu este... nici plătit, nici recompensat, nici felicitat pentru o cifră mare sau mică, sau sancționat pentru o cifră mică. Nu cred. La televiziunile private, cel puțin din câte sunt eu informat, s-ar putea să greșesc, când o emisiune pleacă prost și pornește prost cu cifre mici, la rating, acolo ratingul ți-l dă a doua zi, nu ca la radio în 3 luni sau 4 luni. E bine, acolo, dacă săptămâna s-a dus și relația este mică, la revedere, se scoate emisiunea de pe post. Și cred că ați observat și voi că au dispărut emisiuni exact pe principiul ăsta. Dom'le, a pornit prost, nu-l mai ținem, schimbăm. Ne ținând cont de rezultatul primului referendum din Irlanda, mă duce cu gândul că UE a avut interese să se extindă. E o logică și asta, și am spus, nu contest subiectul, dar ne... Sigur că a avut interes. Păi, credeți că Uniunea Europeană, adică țările care au fondat-o inițial, au zis, bă, noi opt, așa că suntem, nu ne plictisim, hai să mai chemăm. Nu, dom'le, aveau interese. Interese strategice, interese politice, interese economice, și de asta au acceptat și România și Bulgaria, dar au pus condiții, multe. Cred că le știți, n-are rost să vorbesc eu acum, după ce a vorbit un diplomat de carieră și care v-a spus exact ce s-a întâmplat. E omul care chiar a tras partea grea pentru a rezolva integrarea în 2004. Dar firește că au interes. Acum, când e mai nasol, au mai mici interesele. Și nu-l condamn nici pe Tiberiu sau pe Nico, care a spus mai devreme că s-au simțit trădați, chiar dacă fondul problemei este probabil divers, că și Marea Britanie, care nu mai este în Europa, nu? Franța, Germania au avut toți probleme pe bază și au în continuare mari probleme pe bază de sănătate. Dar, vedeți, nordicii și nici țările puternic dezvoltate n-au abandonat subiectul economiei, subiectul câștigului, din ce vin banii,
Ba din potrivă, au zis, ia să vină repede niște muncitori din România, că stea ieftin, să ne rezolve nouă sparanghelul, îi mai chemăm și în Anglia și mai rezolvă ceva, că noi trebuie să trăim, trebuie să funcționăm. Noi nu ne punem problemele astea. Mă rog, o să aflăm. Lala spune, domnul care ți-a spus să vorbești, că vorbești degeaba cu noi noaptea, pe pagina ta este ca și managerul firmei de cuie ajuns consul. Da, bună asta. Nu știu, omul a considerat că eu o fac pentru mine. Și eu recunosc că o fac și pentru mine, adică eu mă simt bine, că altfel n-aș face. Nu pot să fac ceva ce nu-mi place. Dar să i-am semnalat acest lucru ca să înțeleagă că susțin ideea audienței postului și printr-o muncă de acasă. Pentru că nu eu am impus formula de telemuncă. Telemunca este ideea lor. Trebuie să spună radiomuncă, nu telemuncă. Dar oricum, să zicem că la termeni putem să mai dezbatem. Această radiomuncă făcută de la domiciliu n-a fost dorința mea. Și atunci trebuie să spună, da, voi Andrei, mersi, e plăcut, uite, mă uit și eu să văd ce scriu oamenii. Eu așa aș fi făcut, sigur. Sunt mai mare decât băiatul ăla cu vreo 10 ani sau mai mulți. Probabil că știu și mai mult radio decât știe el. Nu mă mir că are reacția asta, dar mă întristează pentru că e unul care decide acolo, pentru una, pentru alta, pentru ce intră pe post, pentru ce iese. Ei se mândresc cu CV-ul lor foarte bogat în radio. Eu n-am avut aspirații de genul ăsta niciodată, nici să fiu șef, nici să fiu coordonator, nici una din astea. Singurul lucru pe care l-aș fi făcut cu mare drag și s-a pus odată problema, dar au intervenit unii speriați, rău, a fost să mă ocup de playlist. Și atunci, pentru că doar a propus cineva, o doamnă inteligentă, o doamnă la care țin foarte mult și care a zis acolo, băi, să vorbim cu Andrei, să facă el playlist-ul. Tocmai dispăruse săracul Șerban Georgescu atunci, Dumnezeu să-l ierte. Dom'le, când au auzit unii și alții, au luat foc. Ardeau coridoarele, lifturile. Cum, mă, unul care n-a făcut conservatorul să vină să facă el playlist la noi? Da? Baul. A fost revoluție. Eu n-am știut, am aflat mult mai târziu, dar vă dați seama. Deci doar ideea că puteam să vin să fac eu playlist pentru ei, profesioniștii care au învățat vioară, care știu note, care știu 1, 2, 3, 1, 2, 3, știu de toate și ei n-au nevoie să vină altul. Și acum cine le face? Un repetent, nene. Face Pavlică playlist la radio, care a început facultatea când alții erau deja the 50s, așa li se spunea. Și el era unul dintre ei. Și ăsta face acum playlist-ul întregii instituții. Sigur că da. Deci a fost o singură situație în care aș fi mers pe mâna acelei doamne, de altfel nu aș fi vrut să fac nimic în plus. Deci să ne înțelegem. Mă întristează faptul că pe mine mă preocupă mai mult relația cu publicul decât îi preocupă pe ei care trăiesc din instituția aia. Asta e tot. Pentru Mihai, domnul Diaconescu a spus că UEA nu a acceptat legea care cere aprobarea prin referendum. De rezultatul negativ al consultării naționale trebuia să țină cont Parlamentul irlandez, nu UE. Bună precizarea făcută de Lala, care, iată, chiar a fost atent, adică asta cu pixul în mână, nu ne jucăm. Și trebuie să vă spunem că ceea ce a muncit Lala din punct de vedere muzical va intra pe rol zilele astea, așteptăm o zi și, pe urmă, îi dăm drumul, să începe să și votați munca ei. Te-ai răsturnat, Iulia. M-am răsturnat, da. Ce-ai pățit? Nu știu ce. Ce s-a întâmplat? Ai căzut? Da. Mă rog. Deci, Lala va avea un playlist al ei, cel la care a muncit aproape o lună, de recluziuni, nu? Și suferințe. Și ea a stat și a muncit și a adunat piese după piese, cât care deja 30 și câte, 35, 6, câte playlisturi a făcut. Toate cu muzică românească și toate tematice.
Fiecare listă din toată munca ei a creat o listă de 100 de titluri și o să o găsiți pe site-ul nostru, firește și pe pagina psihologului și pe pagina mea, pagina Iuliei, pe care vă rog să o votați, pentru că primele clasate le vom difuza, pentru că așa facem întotdeauna și e la last list, cum e și lista lui Schindler, este și lista Lalei. Se poate spune Lalei? Da. Se poate, da, merge, nu? Așa merge, cu Lu, merge. Am văzut că la emisiunea aia se vorbește numai cu Lu. Lu Adrian, Lu Mariana, Lu Andrei. Lu Andrei merge, dar celelalte erau nasoale. Lala, sunt 3-6, dar nu le-am făcut singură. Bun, o felicităm și pe Lavinia în această direcție, dar a fost ideea ta și asta am vrut să subliniez. E frumos că suntem modești, dar să nu exagerăm acum. A contribuit și ea. Cert este că veți găsi lista și chiar vă invit să votați piesele de acolo, pentru că merită și mai ales că e muzică românească și veche și nouă, pentru că ea a abordat multe teme și atunci asta permite. Dacă mai sunt noutăți și dacă artiștii aud și țin cont de faptul că eu îi tot invit, vă rog să le spuneți, dacă nu m-au auzit ei acum, să mi le dea, ca să putem să le introducem în emisiuni, pentru că noutățile asta urmează să facă, să fie ascultate de cât mai multă lume. Și o facem cu plăcere, dar dacă nu le avem, nu le avem. Nu stau să umblu pe tot Facebook-ul să văd dacă a mai apărut vreo noutate. Și de asemenea, asta am citit. Deci cam asta ar fi pentru azi. Era vreun subiect care te frământa, ca să nu le amestecăm? Eu ți-am trimis pe mesaj privat, dacă poți să deschizi pe laptop. Mesaj privat. Mi-a dat un mesaj privat. Da. Mamă, ce emoție. Am încercat să refac conexiune aici. Da, se vede nasol. Da. Serios? Ești în ceață? Da, știu. Așa, și să văd ce zice mesajul tău privat, să înțeleg. Șeful CCR, Valer Dorneanu, după decizia CEDO, n-am fost noi atacați de doamna Chiuveș și CEDO, nu critică decizia CCR. Asta spune domnul respectiv. I-aș ruga pe toți care vor să analizeze, deci limba română e la ea acasă, la băieții ăștia. O, da. Obiectiv, decizia CEDO în raport de Curtea Constituțională să observe următorul lucru. N-am fost noi atacați de doamna Chiuveș și nu... Noi am figurat parte acolo, auzi-mă, figurat parte acolo, băi, e analfabet, mă, șeful CCR e analfabet, mă, parte acolo, iar cine citește cu obiectivitate și fără părtinire, deci vezi că e un pleonaz perfect, decizia CEDO să vadă că nu o să găsească nicio critică la adresa deciziei Curții Constituționale sau activității Curții Constituționale și o să vadă în esență că nu decizia Curții Constituționale sau anumită conduită a Curții, băi, ăsta e bolnav. Pă bune, cum poți să faci așa o frază, mă? A stat la baza deciziei, a precizat Dorneanu pentru Agerpres. Băi, deci ăsta conduce Curtea Constituțională a României. Da. Păi mă, copii, ce mai vrem? Nici nu-i nevoie să mai vorbim despre nimic. Potrivit acestuia, la baza deciziei au stat două articole din Convenția Drepturilor Omului pe care le-a invocat și Laura Codruța Chiuveș și în sesizare, care se referă la cu totul altceva. Cine vrea să adâncească cercetările, să se uite la sesizare și la decizie și să o citească cu obiectivitate, a adăugat Dorneanu. Deci a mai spus câte ceva. Dom'le, e o rușine. E o rușine că astfel de oameni sunt în funcția asta. Ce mai vrem? Nu mai pun problema acum că au fost puși acolo de PSD și că ieri erau în partidul ăla și astăzi decid pentru orice fac e pentru partidul ăla. Nu mai punem problema că doamna asta a fost gonită din funcție pentru că așa au vrut ăia și că îi punea în pericol pe băieții răi care vânturau miliarde de euro în diverse direcții și că dădeau decizii aberante. Aici nici nu mai contează, dar că faptul că oamenii aia, 9 inși acolo, dintre care nu știu dacă mai e vreunul curat și cinstit, dom'le, stă mintea loc și îi conduce Dorneanu. Laura Codruța Chiuveș și a câștigat marți la CEDO procesul prin care a contestat decizia de revocare din funcție de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Păi nene, cum poate să spună că nu-l vizează? Păi vă amintiți faza
în care a venit de la CCR hotărârea la președinte și treia în 30 de zile să ia decizia. Deci i-au forțat mâna președintelui țării să o revoce. Și au zis că nu se poate, out. Și omul a dat-o afară, cu regret, dar a dat-o afară. Deci cum poți să spui acum că ei n-au nicio vină în treaba asta? Că nu ei sunt în discuție. Deci este uluitor. Bun, dar nu, să nu vă supărați, dar nu mă miră. Deci nivelul ăstora este atât de jos, moral vorbind, și atât de discreditați sunt în toți acești 30 de ani, sau mă rog, de când e Curtea Constituțională, încât nu are nicio valoare. Orice ar spune, tot nasol ar pica. Orice ar face, chiar și când ar face bine, tot ar pica nasol, pentru că știm ce fel de oameni sunt. I-am văzut, i-am cunoscut. Iar Dorneanu ăsta este o figură atât de ștearsă și atât de insipidă. Cum e el atât de mare magistrat încât să conducă Curtea Constituțională a României, eu nu o să înțeleg. Și e trist pentru breasla lor. Breasla lor de oameni care au făcut facultatea de drept, pentru care am tot respectul, au făcut dreptul, au făcut doctorate, au făcut lucrări, că n-ajunge orice magistrat acolo. Bănuiesc că nu e pe unul de la facultate și îl pui la curte, ci trebuie să aibă o vechime consistentă. Păi dacă ăsta a ajuns acolo, atunci, sorry. Văd că mi-ai mai dat ceva aici. Da, mai este Cristi un Puiu. Ce-a făcut Cristi Puiu? Are o părere. Are o părere despre, stai să vedem. Dom'le, dai tot felul de materiale subversive, eu n-apuc să respir. Cristi Puiu, mi-e teamă că ne îndreptăm și a plecat. Unde? A plecat articolul, fug articolele, către un totalitarism. Azi e limpede că cel care deține informație deține puterea. Păi, sorry, așa a fost întotdeauna. Da. De ce înseamnă asta totalitarism? Păi, îmi pare rău că informez, dar orice om știe că cine are informația are putere. Și cine știe să o manipuleze, această informație în sensul propriu, atunci are de câștigat. Sonia zice, bună ideea să facă o listă Lailei, dar va fi greu de ales piesele. Păi ea le-a ales deja. Pentru voi va fi greu să alegeți din cele 100 pe care o să le posteze Iulia cât de curând. La ora asta numai de cinema nu le arde oamenilor. E atât de sumbru orizontul încât am ajuns. Dom'le, iar îl contrazic. Îmi pare rău că nu-l cunosc personal pe domnul Cristi Puiu, dar probabil că ne-am contrazice din minut în minut. Păi cum nu ne arde de cinema? Că ne uităm la filme de ne iese pe nas. Vedem la filme decât n-am văzut niciunul dintre noi, n-a văzut atâtea filme cât vedem acum în ultimele 3 luni. E atât de sumbru orizontul încât am ajuns să mă întreb dacă n-ar fi totuși cazul să uităm cu totul de cinema, noi cel puțin, și să căutăm să ne reprofilăm, să facem altceva. Dom'le, pentru cineaști e destul de încurcată situația, dar de ce să nu poți lucra să faci film? O să fie loc pentru cinema. Poate că pare straniu sau neașteptat, dar niciodată nu am așezat filmele mele sau cinemaul deasupra familiei. Întotdeauna a fost o prioritate numărul 1, chiar dacă cumva din exterior pare altfel. E doar o părere. Și când vorbesc despre familie, nu vorbesc doar despre familia noastră, ci despre familia lărgită, care îi angajează și pe prieteni. Bun, și deocamdată nu se poate face film, cum nu se poate face nici teatru, nu e așa? E aceeași situație. Da. Eu am spus și ieri și spun și azi că eu cred că mersul la film și mersul la teatru se poate rezolva și chiar și la spectacole după data de 15, cât se poate de clar și de decent. Din declarațiile destul de alambicate ale lui Orban am dedus că se va putea. N-am reușit să extrag concret, pentru că nu spune până la urmă nimic concret. E tot întrebat și ăștia. Deci, domne, nu știu ce vrea domnul Puiu. Chestia asta cu totalitarismul este ușor aberantă. Securitatea are cea mai multă informație, CIA-ul are cea mai multă informație. Deducem că aceste instituții conduc țările cu pricina. Și ce-i nou? Înainte nu era tot așa? Zi! Am văzut aseară că a fost întrebat ministrul culturii cum o să fie cu teatrele. Adică o să poarte actorii mască, cum actorii o să fie? Actorii mască, da, da, la bal mascat, da. Pentru că spunea acel reporter, dacă e unul asimptomatic și e fără mască pe acolo și împrăștie virusul
Și ce fel de piese de teatru vor juca? Și ministrul a zis ceva de genul că, păi acum să vedem, că va trebui să făcut o selecție, că, de exemplu, Întache, Ianche și Cadări nu sunt apropiați actorii, cum sunt, de exemplu, în Romeo și Julieta. Va trebui să vedem ce e repertoriul. Asta știe carte, mă. Ce pot juca. Da, la Întache, Ianche și Cadări stau fiecare în fața casei lui. Da. Și la Romeo și Julieta, ea la sus, la acolo, și el e jos la balcon, da? Depinde ce punere în scenă e, poate să schimbe puțin regizorii abordările, să-i facă să stea la distanță cu teatru. Și a mai zis ministru că dacă ar fi cu mască așa, ar fi oarecum ciudat, că asta ar fi mai mult teatru radiofonic, pentru că nu mai este mimică și atunci trebuie să ne gândim dacă putem să dăm drumul la teatru sau hai, nu. Mă, că știe. E clar, știe. Deci a înțeles cât de mult contează să vezi trăsăturile feței, să vezi gesturile, să vezi când zâmbește, când se încruntă, când nu știu ce. Nu poți doar din ochi să faci teatru. Deci omul știe, domne, e bun, avem un ministru bun. O să fac o selecție a repertoriului pe baza distanței. Hai că asta o să fie cea mai mișto fază. Mie mi-a venit o notificare pentru un spectacol pentru 8 iunie. Încă mai stau să mă și pândesc încă o notificare de reprogramare. N-am înțeles. Lavinia, ce vrei să spui? I-a venit o notificare pentru un spectacol pentru 8 iunie. Și încă mai stau să pândesc încă o notificare de reprogramare. Ce înseamnă? Adică mai așteaptă să fie reprogramat un alt spectacol. Se primească notificare și pentru ăla. Că se joacă. Păi nu știu, notificarea semnală în ce? Că se joacă pe 8 iunie, de exemplu, unul dintre spectacole. Undeva? Unde? Undeva, da. Nu știu, sau nu e, vorbește de notificare, primești de obicei pentru spectacole de pe net, nu? Sau nu asta era? Nu, probabil că a avut bilet, nu știu. Lavinia, te rog să te exprim clar că eu nu o înțeleg. Că nu cred că se va ține spectacolul. A, deci ea se referă la spectacolul live. Deci cu totul altceva. Bun. Asta e cu totul altă treabă. Nu se știe. Tocmai. Poate că în săli mici o să se poate face. Nu cunosc. Dacă ministrul are viziuni din astea, vă dați seama că ministrul va face un studiu al întregului repertoriu din România, luând-o de la Shakespeare până la cele mai moderne spectacole și o să vadă unde stau aproape și unde stau departe oameni și o să zică, bă, pe asta da, pe asta nu. Deci, asta va fi cenzură pe metri, nu pe text, pe metri. N-au voie să se pupe, că fac rău, deși nu scrie nicăieri chestia asta, n-au voie să se atingă, treburi de-astea, gospodărești. Deci o să facă omul regizor, va deveni și regizor și scenarist, o să spună, domne, cum să se joace teatru ca să meargă oamenii sănătoși acasă. Deci ne-am lămurit. Cu teatrele mai așteptăm. Patricia, îți mulțumim, iar ai fost albastră, cum a mai fost cineva astăzi albăstrui, Mircea Mandachie. Îl salutăm, dar n-a zis nimic. Doar ne-a salutat. Doar atât. Îi mulțumim și lui. A luat un sticker care face un thumbs up. Da, și ce face cu el? Ne-a zis că suntem ok. Deci și-a luat un sticker. Bun, bravo lui. Deci, vedeți, ăsta ar fi un sistem bun pe care îl puteți folosi din când în când dacă vi se face drag de ce se întâmplă aici sau în alte situații pentru spectacole și formula asta ar putea să meargă pentru a le asigura artiștilor un venit civilizat, mai ales dacă sunt 1000 de spectatori sau 500 măcar, ca să nu zic 2000, cum a zis cineva ieri, că a exagerat. Ce? Unde ne credem? Deci ne oprim astăzi aici, pentru că deja e târziu și suntem de mult împreună. A fost o după-amiază agreabilă, cel puțin pentru mine a fost o plăcere să-l ascult pe Cristi Diaconescu, care la televizor și în alte ocazii nu spune lucrurile astea pe care nouă ni le livrează și mă bucur că voi l-ați provocat și l-ați făcut să spună, pentru că e foarte important ca invitatul să simtă că, în afară de gazdă care îl invită tocmai pentru că știe care ce spune, și cei de acasă participă. De-aia de multe ori poate aveți senzația că vă cert și aveți o senzație justă, asta și fac,
pentru că mă aștept să fiți voi interesați, să aflați cât mai multe de la oricine vine. De la oricine. Și nu formal cu iubiți căței, care a fost prima pisică și nu știu ce. Nu, lucruri care să fie de substanță și contează foarte mult pentru un invitat să știe că oamenii de acasă îl doresc și îl urmăresc și au întrebări pentru el. Punctuale, nu general valabile. Emilia zice, referitor la spectacole de teatru, testarea tuturor actorilor a spectacolelor înainte de spectacol. Corect. Așa cum s-a făcut în Germania cu fotbaliștii. Noi tot o dăm că începe campionatul, începe nu știu ce, dar n-am auzit nicio voce autorizată să spună că va testa toți jucătorii. Nemții deja au terminat asta. Toate echipele de club au teste pentru întregul colectiv care urmează să intre pe teren și cu staful de rigoare. Deci așa se face. Evident că și actorii trebuie testați și echipa din jurul lor. Mie mi-a plăcut în mod deosebit playlistul Iuliei cu piese din concerte, iar duetul Stones Muddy Waters e genial. Mihai Agoșton, vezi, a reținut playlistul respectiv. Foarte frumos, ne bucurăm, așa și trebuie. Totul e să ascultați, nu doar să le citiți, pentru că am văzut mulți citesc, votează și uită să le mai asculte. La asta cu trenuri am adăugat, cred că de vreo 10 ori, câte o piesă, scoțându-le pe altele și punându-le pe cele pe care le-a propus cineva. Și apoi am văzut că în afară de cel care a propus, n-a mai votat alții. Foarte puține au fost cele care s-au dus în sus în mod spectaculos. Deci noi suntem dispuși să modificăm din mers lista, deși mi-e mult mai simplu să vă spun de pe acum că avem o listă, de exemplu, pregătită cu, de exemplu, cu Tineretul, nu? A fost cu Youth. Da. Uitați-vă pe lista aia și spuneți ce credeți sau postați în nouă și noi le adăugăm la lista respectivă. Când lista se face robustă, are acum deja suficient, îi dăm drumul la un nou sondaj. Mai avem pregătit și alt sondaj, deci nu este singurul, dar așa procedăm. Nu vii tu după o săptămână, păi dar n-ați pus Iris cu trenul fără naș? Păi n-am pus, că n-a propus nimeni. Păi nu se poate. L-am adăugat. Dar nu întotdeauna e timp și doar pentru o zi, ca să ai tu satisfacția că a fost și piesa aia, e păcat. Eu m-aș bucura să vă implicați din timp. Mihai Agoștun zice, asta am citit. Am citit și asta și referitor la și am citit, cred că tot. Nu, n-am scăpat nimic. Cred că n-ai scăpat nimic. Bun, atunci suntem liniștiți. Tuturor vă urăm o seară plăcută și nouă spor la muncă, pentru că noi mai avem treabă. Ne vedem, presupun că mâine, adică nu presupun, aproape sigur ne vedem mâine, tot cu un invitat surpriză, nu spunem încă despre cine e vorba, tocmai ca să fim siguri că aveți curiozitate și dacă nu e destulă curiozitatea, puneți întrebări, profitați de ocazie. Seară perfectă!